Suntem set? Suntem! Bună seara! Sau cum să spun? Da, bună seara! Suntem pe 103, 4 la Radio 7. Suntem live pe Facebook și uh, suntem live și pe YouTube-ul 13TV. Suntem la Silviu Muntenu și prietenii săi. Și suntem cu domnul Adrian Șonca, astronom la Observator Astronomic. Bine venit! Bună seara, bine v-am găsit! Suntem uh, prieteni de două minute, le-ai spus, sper, nu? sau cum? Urmează să ne împrietenim. Hmm. Adică, ok, uh, îmi place să cred că o să găsesc la tine înțelegere pentru, cred, foarte multe curiozități care pentru tine probabil pot părea niște întrebări absolut stupide, dar credem mă vorbesc în numele unei majorități. Și avem tot soiul de întrebări și tot soiul de de curiozități din punctul de vedere, nu-i așa, al unui astronom autentic. Da, să știi că nu sunt mulți astronomi pe lumea asta, asta nu înseamnă că suntem deosebiți, ci pur și simplu ne place domeniul ăsta și întotdeauna când publicul are întrebări, noi întotdeauna vrem să răspundem pentru că astronomia este cea mai interesantă știință, este extraordinară, mai ales că poți să și vezi obiectele despre care discuți. Este foarte important să, să vorbim în termeni foarte clari și de obicei eu am această problemă cu mediul înconjurător, cu oamenii din jurul meu, că, la care mă raportez, cred că la foarte mulți care au pur și simplu realitatea distorsionată și pentru oameni cu care pentru care doi și cu doi nu prea mai fac patru și atunci e foarte complicat să comunic, de-aia îmi place, cred, să să, 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 fixez termenii în tocmai. Și da, este corect ce spui, Astronomia este absolut fantastică. Am fost la observatorul astronomic de două ori și, bineînțeles, m-am uitat la lună, dar momentul de emoție, pur și simplu, unde a rămas tablou, a fost când am văzut Saturn. Wow! Ai venit bine, înseamnă, pentru că dacă nu-ți place Saturn, văzut prin telescop, nu o să-ți placă nimic în astronomie. Mai ales că toate stelele se văd ca niște puncte și chiar noi insistăm să arătăm planetele. Saturn este cel mai frumos obiect, e ca și cum te-ai uitat la o poză foarte detaliată, dar mai mică, puțin, și luna e pe locul 2 ca imagine. Foarte mulți oameni vin să vadă soarele, te gândești soarele, steaua cea mai apropiată de noi, dar soarele acum este lipsit de activitate. E ca și cum luna n-ar avea cratere. Nu are nimic soare pe el, pentru că e la minim de activitate și acum nu este spectaculos, dar și soarele este de văzut, mai ales că soarele are erupții vedem cum se întâmplă ceva pe el. Nu poți să vezi că se întâmplă ceva pe Luna sau pe Saturn. Dar, într-adevăr, Saturn și Luna sunt cele care trebuie văzute. Dacă ar fi să... Abecedarul. Abecedarul vizual. Și mm -hmm. dacă ar fi să vezi două obiecte și atât toată viața Luna și Saturn și este, este de ajuns. Am înțeles, sunt fascinante prin tot ceea ce sunt. Uh... Hai să hai să începem cu planeta Pământ și vreau să spun o poveste. Eu, eu tot povestesc aici și probabil că sună că mă laud pentru că mi s au întâmplat niște chestii uh, în ultimii ani, dar uh, pur și simplu spun că vreau să împărtășesc treaba asta. Am ajuns anul trecut în Madagascar, unde am stat, mă rog, am lucrat cu un proiect cu o televiziune, am stat 40 de zile. În Madagascar, n-am văzut în viața mea. Mai bine, Calea Lactee. Era noaptea, filmam într-un sat și aveam flux și reflux de un kilometru, iar deasupra era impecabil Calea Lactee. Am, vă am văzut toată ceața aia de... și... ok, este ceea ce se numește termenul de light pollution. Căci noi trăim în orașe și, ok, ne place la oraș, avem mașini, avem metro, avem tot ce ne trebuie pentru toate nevoile noastre imediate. Cam așa e treaba cu orașul. Dar cumva, lumina asta ne, ne, ne taie accesul către locul în care suntem. Unul la mână, doi la mână. Uh, unde suntem, de fapt? Pentru că suntem și noi pe o planetă, da? care nu știm, din câte știu eu, nu știm exact cum, dar ea este protejată de o atmosferă care ne protejează să nu ne părlească soarele și unde este posibilă viața. Și este posibilă viața până între acolo încât, deși există o posibilitate la un miliard ca ADN-ul să se formeze ca atare, nouă ne este la îndemână, cel puțin nouă mamiferilor, să formăm viață. Ce este locul ăsta în care suntem? Stai puțin să spun și despre calea lactee, pentru că ai spus aici despre poluarea luminoasă, într-adevăr, asta e o problemă, dar eu cred că tu ai fost vara în Madagascar. Da, vara am fost. Ok, dacă mergea iarna... În august, septembrie a fost. August, perfect. Dacă mergea iarna, uh, te impresiona calea lactee, dar acela este și un moment în care noi când privim înspre calea lactee, vedem de fapt marginea galaxiei. Cum sunteți și voi aici situați? Când te uiți înspre centru, vezi multe blocuri. Când te uiți înspre IMGB, nu mai vezi blocuri, că nu prea mai sunt. La fel e și calea lactee. Noi ne aflăm în galaxie, dar stăm undeva la mijloc între centru și margine. Și când ne uităm vara înspre calea lactee, vedem de fapt cele mai multe stele pe care le putem vedea când ne uităm înspre centrul galaxie noastră și este foarte, foarte luminoasă Calea Lactee și de asta impresionează. Chiar și de aici, de la noi, te duci la Comana sau la Fundulea și te uiți vara pe cer, vezi o Cale Lactee mai strălucitoare decât cea de iarnă, că nu ne uităm spre periferia galaxiei, vara și toamnă. Și poluarea luminoasă este într-adevăr ceva cu care trebuie să trăim pentru că ne place în oraș, nu ne place însă să avem reclame, să vedem cât costă puiul, nu știu unde, noaptea, la ora 3 dimineața, că nu ne interesează. Multe magazine și-au chiar și vitrinele aprinse și becurile în toate orașele din toată lumea asta, nu vorbesc mai de noi, sunt montate prost. Trimit lumină în sus. Noi să știți că pe banii noștri iluminăm burțile păsărilor, avioanele, norii. Banii nu există, îi scoate la imprimantă, dar resursele se consumă și dacă am putea să acoperim puțin becurile cu ceva, o tablă, ceva, un plastic, Lumina a venit numai la sol, și atunci am vedea Calea Lactee de la Piața Unirii sau din centrul orașului. Asta e o problemă: că sunt becurile montate prost, nu că sunt multe sau aprinse. E normal într-un oraș. Calea Lactee, să știți că pe noi nu ne deranjează dacă nu ne intră lumina în ochi. Ați văzut când conducem și ne intră un bec în ochi, atunci nu mai vezi în fața ta, chiar dacă e lumină. E o problemă. Dar, într-adevăr, știți cum sunt oamenii, cum au descoperit o casă veche o împrejmuiesc cu un gard și o fac monument. Oare noi când ne uităm pe cer vedem constelații și cele mai vechi constelații au 2-3 mii de ani. Oamenii de 3 mii de ani încoace folosesc aceleași constelații. Sunt cele mai vechi monumente pe care le putem avea și pe care le putem vedea. Ori lumina asta șterge, șterge tot, tot cerul. Și într-adevăr când te duci în afara orașului este extraordinar. Sunt oameni care la, văd la 30-40 de ani calea lactee. Pentru că nu prea ies noaptea, mă rog, te duci la munte, nu stai noaptea afară, stai ziua. La fel, te, te duci pe când ziua, nu te duci pe câmp noaptea și vezi foarte târziu Calea Lactee, care este foarte impresionantă. Și când ne uităm înspre Calea Lactee, trebuie să și știm ce este. E simplu, e compusă din stele. Dacă ai fi avut un binoclu la tine sau un telescop și ai fi îndreptat la, la întâmplare înspre Calea Lactee instrumentul, ai fi văzut stele. Stele, tot așa suprapuse pe un fundal luminos, dar tot stele stele, stele foarte multe. e, că e destul de sănătos că e. cineva a împânzit Bucureștiul ăsta cu mesajul privește cerul. Da, nu știu la ce se referă, dar mă rog, nu știu. E cam ciudat scris în fața trecerilor de pietoni cu asta, nu sunt de acord. Și privește cerul. A, ok, nu? da, n-am observat. Bună observație. Da, am văzut una parcă, deci e cam ciudat. Poate acolo e un terorist care a făcut asta. Știți? Sau probabil de un concureța. să mai scoatem ochii din telefon. Eu am văzut oameni care se uită pe trecerea de pietoni și, în telefon. În fine, Și cu Pământul e foarte... E o planetă banală, da, mă rog, nu e o planetă deosebită, doar că am avut norocul să ne aflăm la o depărtare potrivită de soarele nostru, astfel încât să nu fie prea cald. Dacă este prea cald, atmosfera se evaporă. Dacă este prea frig, atmosfera îngheață și ninge. Practic, uite pe Pluto, care e foarte departe de Soare, atmosfera iarna îngheață și se transformă în fulgi de zăpadă. Practic, am avut noroc, ne aflăm la distanța potrivită de Soarele nostru. Atâta tot. Distanța asta potrivită nu o să dureze la nesfârșit, pentru că Soarele devine din ce în ce mai luminos și deja peste câteva sute de milioane de ani o să fim în, în, mai aproape de, de strălușirea Soarelui și atunci o să facă mult mai cald pe planeta noastră. Deci, faptul că existăm, eu zic că e o întâmplare, și acum, pentru că nu existăm, considerăm că na, Ne protejează atmosfera. Atmosfera pur și simplu există. Când aport atmosfera, nu există viață pe Pământ. Deci, nu putem să spunem că ne protejează. Ne ajută, într-adevăr. Ne ajută. Bănuiesc, din câte știm până la altă, este că suntem singura planetă care beneficiem de așa ceva. Să știți că și Venus se află la depărtarea potrivită de Soare. Și s-a aflat și în trecut, în ultimii, nu știu, miliarde de ani, două, trei, dar Venus e o planetă pe care a fost o activitate vulcanică mult prea intensă decât a fost cea pe Pământ și atunci e altă atmosfera acolo. Nu putem respira, s-a făcut mult mai cald. Și Marte a fost și chiar o să fie în viitor în zona asta bună, dar e prea mică, planeta nu are gravitație prea mare și atmosfera nu poate rezista. Deci, practic, Ce presupunem în viitor? Ce, pentru că a ce văzut temat, Elon, Elon Musk de, de pildă se gândește nu, serios la popularea Ceva planetei. mai mult decât își, decât timpul ăsta pe care își imaginează oamenii și anume miliarde de ani, că am vrut două miliarde de ani. Practic, pe măsură ce soarele devine mai luminos, pentru că n-ai ce să-i faci, asta e viața, se mărește și devine mai luminos, zona asta bună, potrivită, în care dacă avea o planetă cu atmosferă, ar fi temperaturi acceptabile um, se, se modifică și o să treacă pe la Marte, o să ajungă la sateliții lui Jupiter peste vreo 4 miliarde de ani, peste vreo 5 miliarde de ani o să ajungă la Saturn. Atunci va trebui să ne mutăm pe sateliții lui Saturn. De-abia aștept, mi-am făcut bagajele. <fie> și după aia nu mai apucă să se mute deloc pentru că Soarele se micșorează brusc și revine foarte aproape de el. Ori, na, avem și noi noroc că ne-am născut în miliardul ăsta de ani, pot să zic Asta e viața. Acum putem pleca pe alte planete dacă nu ne mai place aici și nu mai putem trăi, dar e puțin cam complicat. Încă n-am găsit una pe care este ca pe pământ, cum ne place nouă să fie. Spațiul cosmic este neprietenos cu viața și dacă ne ridicăm la 35 de kilometri deasupra solului, gata, nu mai putem trăi. Trebuie să ne îmbrăcăm special. Mă uitam zilele trecute la... Uh. Era tocmai un documentar, era mai degrabă un vlog, da, în care explica cum ce, ce probleme sunt, sunt pe nave și cum sunt, se nasc niște bacterii și niște ciuperci acolo, care pur și simplu erodează erodează tabla și erodează geamul și e destul de, s-a întâmplat și un incendiu la un moment dat pe care nu l-au gestionat bine pur și simplu s-au întâlnit niște substanțe care nu trebuiau să se întâlnească și -au, și au declanșat un incendiu la bord, ceea ce cred că a fost destul de complicat. Cei trebuie l-au liniștit. Viitorul omenirii este în spațiu cosmic. Peste mii de ani... O să fim ca în Star Trek, ok, am Nu știu dacă exact ca în Star Trek, dar o să fim în spațiu cosmic. În Star Trek știți că de fapt sunt oamenii cu problemele lor reprezentați acolo, dar noi va trebui să trăim în spațiu cosmic foarte mult timp, mai ales dacă ne mutăm pe altă planetă, pentru că cele mai apropiate planete bune de noi or să fie la ani lumină sau zeci de ani lumină departe de noi. Asta înseamnă să călătorești cu o rachetă, cu o navetă spațială, ceva, sute de ani. Și trebuie să învățăm să trăim în spațiul cosmic. Noi acum suntem pionieri. Noi acum de-abia am inventat apa caldă, știți? Mai avem până la jacuzzi astronomic. Noi cartografiem Universul, încercăm să vedem unde sunt stelele bune lângă care dacă ar exista planete ca Pământul am putea să, să, la care am putea să mergem și învățăm să trăim în spațiul cosmic. Se fac foarte multe experimente în spațiu cosmic, de asta oamenii n-au mai fost de mult pe Lună, pe Marte, pentru că, mă rog, pe Marte n-au fost niciodată, dar costă mult și preferăm să facem experimente lângă Pământul, unde e mai ieftin să mergi. Și, practic, toți astronauții sunt cercetători. Fac tot felul de experimente și nu mă miră că apar, pentru că în gravitație zero, noi momentan avem gravitație zero pe stația spațială, se întâmplă diferit, lucrurile diferit față de cum se întâmplă pe Pământ, unde este gravitație. Oricum, oamenii nu pot trăi foarte bine în spațiu cosmic, asta e o problemă. Noi ne-am născut pe Pământ, unde avem gravitație, organismul nostru se dezvoltă după cum a învățat, după cum este scris Povestea în cod, Dumitru Prunariu că a nu? avut niște probleme incredibile cu spatele, pentru că în imponderabilitate vertebrele nu mai stau corect. Da, și nu când întorci stau... trebuie să se așeze cumva și durează, e un proces destul de Nu de mai stau corect, nu mai sunt tasate de câte gravitație și se îndepărtează puțin una de alta și doare de obicei. Avem probleme și cu globul ocular care în gravitație zero se deformează puțin. Nu mai știm unde e sus, unde e jos, dacă cu asta te obișnuiești de obicei, ai probleme câteva zile. Mușchii se atrofiază pentru că nu ai gravitație, nu-ți folosești mușchii, doar mușchii brațelor se folosesc, ei fac exerciții acolo. Sunt mai multe probleme și trebuie să le rezolvăm. Bine, am putea scăpa de aceste probleme dacă facem gravitație pe stația spațială, dacă o facem să se rotească, dar aceasta nu e construită în felul acesta. Viitorul nostru este în spațiu cosmic noi o să fim priviți ca niște fosile, cum trăiam pe pământ și nu puteam să mergem nici măcar până la lună. Sursă de energie, tine. probabil, sau... Nu, dar o să fim... Na, da, asta e în trecut. Când te uiți în trecut e mai urât de obicei decât când te uiți în viitor, dar nu vezi. Na. Da. Hai să vorbim de... Mă rog, există pe pe internet cel puțin, dar există tot, tot soiul de voci și vreau să să, 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 stabilim o treabă care, care nu neagă neapărat că noi am ajuns în spațiu cosmic, dar care spun că prima aselenizare este un fals. Da, am auzit vocile astea, sunt destul de... M-am uitat da. și eu la, la -am uitat la poze și uh, Măi, nu prea, nu prea îmi par convingătoare. Nava nu prea pare convingătoare, ci drept au, au, mă, mă raportez imediat, imediat și la Star Wars, unde este cu totul altă treabă. Și zic, mă, cum poți să ajungi cu rabla asta, care se vede că are niște tablă bă bătută, niște nituri pe lună, totuși. Mi se pare destul de complicat. Da. Uite, dacă vezi o poză cu turnul Eiffel, știi, nu mă sui eu în chestia aia, că e mic așa și de tablă. Dacă nu ajungi sub turnul Eiffel, vezi de fapt cât de impresionant este. Aici, aici o problemă. Una e să vezi o poză cu un modul selenar, alta este să-l vezi cu adevărat. Pot fi văzute în America, în anumite muzee, nu le știu pe de rost, dar pot fi văzute. Și, practic, cel mai greu lucru de făcut atunci când mergi pe lună este să pleci de pe pământ. Acolo îți trebuie să ai module solide sau să fii protejat, pentru că Pământul are atmosferă. Atmosfera dă frecare atunci când te miști. Când te miști mai repede, este și mai mare stresul asupra structurii respective. Și doar dacă când pleci de pe Pământ, trebuie să fii atent să construiești ceva rigid. Ori modulul acela selenar era protejat, era ascuns. Nu a, avut, -a atins aerul sub nicio formă. Când ajungi în spațiu cosmic, nu mai este aer pe nu există atmosferă, nu e frecare cu nimic, nu trebuie să ai ceva, știi, cum sunt navele astea, vapoarele care sunt foarte dur construite, nu? Poți să ai ceva care pare mai, mă rog, făcut așa o improvizație, pentru că nu e stres, nu este frecare cu nimic. Și dacă nu e aer, nu e nicio problemă. Acum, modulele selenare nu s-au stricat deloc. Au fost foarte multe, pentru că am avut nouă misiuni care au mers până la lună și înapoi. Și înainte au fost testate și pe pământ și au fost testate și în, lângă pământ. În spațiul de lângă pământ. Deci, practic, nimic nu s-a trimis netestat. Aici e o problemă. Uite, oamenii acum spun că o să meargă pe Marte peste 4-5 ani. Mulți oameni spun. Nu avem nimic ce se testează în prezent. Nu avem niciun modul, o rachetă, niciun motor de rachetă care se testează. Deci nu putem spune că ne pregătim să mergem. Doar vorbim despre asta. Modulele selenare erau într-adevăr tablă bătută în nituri, cu șuruburi, cu atmosferă. Asta era ideea, să aibă atmosferă, cu toate că atunci când au aserinizat, au depresurizat modulul, nu mai era aer în el. Și a funcționat. Nu s-au stricat pe drum. Asta e bine. Oricum, dacă te uiți cum arată un avion, na, din afară, te sui în el, arată bine. Știi, Bangu ajunge Armstrong pe lună, spune, spune, înfige fige steagul, spune celebra frază, un pas mic pentru omenire, se uite, scrutează orizontul și vede un cioban. Tu cum ai ajuns aici? Cu niște brânză. Da, sunt multe, sunt multe misiuni, de cei care spun că nu s-a selinizat. rare ori știu că au fost alte 5 misiuni după prima misiune despre care spune că a fost uh, falsificată. Deci au mai fost încă alte 5 misiuni, de câte ori poți să falsifici mersul undeva. Eu nu te cred pe tine că ai fost în Madagascar. Poate mă păcălești, ai făcut niște poze, cine știe. No, Dar dacă, com, te, dacă te duci de 10 ori în Madagascar, de ce mai păcăli că te-ai dus de 10 ori acolo, dacă ai reușit o odată? Au fost foarte multe misiuni, iar oamenii ăștia nu știu multe lucruri. De exemplu, se uită la pozele făcute pe lună și văd steagul la drept și spun, flutura steagul. Într-adevăr, era drept steagul. Pânza era dreaptă, pentru că nu, trimite trimitea nimeni un, steag blegit pe lună, știi? adică să nu se vadă nimic, e clar. Și au pus o tijă și stă drept. Unii chiar văd că steagul se mișcă, practic se mișcă, dar ei nu stau să se uite, să vadă, sau nu vor, sau eu știu, sunt răutăcioși un pic, că steagul se mișcă numai după ce a fost montat. A fost montat, au pus mâna pe el, La un înfipt pur și simplu un solul lunar, pentru că n-au avut stativ, și după ce au luat mâna de pe el, el s-a mai mișcat un pic. Și culmea este că dacă te duci pe lună, fiind aer, nu e frecare cu aerul și steagul se mișcă mai mult. Dacă agăși ceva pe lună, o pânză și o lasă să se miște, se va mișca mai mult timp decât se mișcă pe pământ, pentru că nu e aer. Frecarea cu aerul oprește lucrurile de mișcare. Pe lună nu există așa ceva. Deci, practic, trebuia să se miște mai mult decât pe pământ și ceea ce am văzut este corect. Sunt foarte multe erori de logică atunci când spui că nu, nu a mers nimeni pe lună. Foarte multe. O să mai avem astfel de subiecte, pentru că sunt, e, o, e o întreagă conspirație pe, 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 pe subiectul ăsta. Uh, hai să revenim puțin la ABC-ul, la ABC-ul uh, ABC vizual, cum spuneai, abc vizual al uh, astronomiei. Uh, mai Vezi Saturnul la care este absolut fascinant. Pur și simplu, sunt trei cercuri acolo. Și am aflat că sunt 53 de luni confirmate și încă 29 în curs de confirmare. Mai mult de atât, am citit că mai sunt Saturn mai beneficiază de doi asteroizi care la 6 ani ei gravitează pe orbită, la 6 ani își schimbă pur și simplu schimbă, schimbă poziția. Și că una din uh, aceste 82 de luni, sau mă rog, uh, 53 câte uh, sunt deja confirmate, s-a format cât cel puțin eram eu, eram în viață în 1982, în timp ce pă, probabil alții făceau o emisiune la radio, cineva dormea într-un avion și alții se duceau dimineața la școală. Da, se întâmplă așa ceva, nu este o curiozitate, se întâmplă așa ceva pentru că sateliții ăștia mici, pentru că sunt obiecte foarte mici, asta însemnând zeci de metri ai lui Saturn, sunt compuși din aceeași materie ca și inelele lui Saturn. Să nu uităm că Saturn are inele, ai și spus, um, sunt compuse din gheață. 99% apă înghețată. E, apa, gheața, are o proprietate. Dacă ai două bucăți de gheață care stau mult timp una lângă alta și nu se mișcă una față de cealaltă, în timp ce se rotesc în jurul planetei, dar cu aceeași viteză, ele se, se lipesc. Și poți să ai obiecte formate în ultimii zeci de ani. Obiecte care nu vor rezista mult timp, de asta nici nu sunt confirmați toți sateliții, pentru că dacă sunt prea mici și într-o zonă prea bogată se vor, mă rog, se vor distruge în timp. Și este gheață sudată în timp. Practic în inelele lui Saturn se formează niște munți de gheață, niște vârfuri compuse din apă înghețată cu înălțimi, mă rog, mărim de vreo 2-3 mii de metri, acești munți lasă umbre pe inel, le-am fotografiat în 2009, nu eu, ci NASA cu o sondă spațială, și știm că se formează, se distrug destul de repede într-o scară de asta astronomică obiectele. De asta se formează sateliți prin lipirea bucăților de gheață. Dar după un timp dispar. dispar. Phobos este o, o, o un asteroid al lunii? Nu, al lui Marte. Marte. are doi sateliți naturali. Phobos și Deimos. Nume foarte frumoase, îți poți boteza copiii, da? înseamnă teroare și groază. Să se potrivește la orice copil, dacă vrei, numai că sunt în limba latină. Și Phobos este unul din sateliții lui, lui Marte, care are o, o problemă, mă rog, o piatră cu o problemă, există și așa. Este ceva. un monolit acolo. Da, și se apropie de Marte. În fiecare an este cu nu știu câți milimetri mai aproape de Marte. Orbita se micșorează și o să se prăbușească pe Marte. Nu o să apucăm noi, pentru că o să dureze sute de mii de ani până când o să ajungă prea aproape, dar orbita se mișurează. Orbita oricărui satelit se modifică în timp. Și luna, Luna orbita lui se mărește. Luna se îndepărtează de Pământ. E, la Phobos avem uh, invers. Se apropie de Marte. Acum Dar ce e cu monolitul acolo? Pe L-am văzut în niște poze. Ce monolit? Cum Am adică înțeles că de? pe Phobos este un monolit să da, vedea da, niște da. poze. Nu, um, sunt foarte mulți bolovani. Și acela este un bolovan imens, o bucată de granit, probabil, pentru că... Arată cumva, mă rog, din ce am văzut, ca monolitul din odisea spațială. E ceva foarte limpede da, ca ai imagine formă. Da, nu imagini detaliate. Și asta e adevărat. Satellitul Phobos nu a fost fotografiat, cartografiat la, la rezoluția de centimetri. Practic, chiar dacă nouă ni se pare o muchie dreaptă, am putea să avem acolo mai multe muchiști știi, care se întreprătun se și alte chestii. Deci nu avem cartografiere la ordinul centimetrilor, așa, orice pare un monoli, și un bloc pare un monoli văzut de pe lună, dar e doar un bloc, în drumul taberei, știi, nu trebuie să o luăm chiar așa. Sunt bolovani cu munchii drepte, găsim și pe Marte, găsim și pe Lună, practic, granit care s-a sfărâmat la impactul cu asteroizii. Nu există artefacte extraterestre pe planetele pe care le-am cartografiat bine, bineînțeles, uite, Luna e cartografiată la... Cu, rezult, cu, o rezoluție asemănătoare cu mărimea unui pantof, adică câțiva zeci de centimetri, zeci de centimetri și bine, nimeni nu s-a uitat pe toate imaginile, cu toate că la liber, se pot vedea, nu găsim. Dacă vine extraterestri, nu o să fac o chestie de un kilometru în diametru, o să fac o chestie de 2 metri și fac și spun și eu un cort acolo, ceva, găsesc ei ceva. Steagul. Steagul extraterestrilor, da, și practic putem găsi pavele noastre, pentru că pe lună pe Marte, sunt epave, sunt uh, sonde spațiale sau obiecte lăsate de astronauți pe lună, le-am fotografiat pe toate. Dar nu chestii extraterestre, deci să le și cau. Și cam greu să vină extraterestri să lase un... De ce a lăsat extraterestri o piatră dreptunghiulară pe Marte, pe Phobos, unul stateții lui Marte? Nu înțeles, dintr-o eroare, nu știu, mă întreb din... Ce se poate întâmpla. În fine, era, da? doar, era doar, o întrebare. Hai să vorbim un pic de... Trebuie să lămurim și povestea asta cu extraterestrii. Da. Uh, a apărut de curând pe net, pe YouTube, un uh, amplu interviu sau mai mult un monolog, aș putea spune, a lui Snowden, care a lucrat pentru CIA și care, pe urmă știți, despre ce acum stă în Rusia, și care, mă rog, printre foarte multe chestii pe care le explica, el susținând în și și cred pe bună dreptate că a avut acces la, la, la tot soiul de uh, dosare care se presupune ar fi top secret pentru, pentru CIA și spunea că nu există nicio dovadă, dar absolut niciuna și că zona 51 este o poveste de a dormi copiii, nu există nicio dovadă a unei uh, existențe extraterestre. A zis ceva ce oamenii de știință știu oricum de mult timp, și sunt sigur că și cu privire la acest om o să apară conspirații. Știe totul, toate dosarele, dar nu lasă să spună asta, știi? Sunt sigur că o să apară și treaba asta, știi? Cu toate că el a copiat multe documente, a, a descărcat tot folderul Mai Documente acolo, știi? Și are tot. Dar sigur o să apară și cu privire la el conspirații. E greu, e greu să ai extraterestrii care vin și ajung doar la Casa Albă sau la Kremlin sau nu știu. Ai văzut în filmele americanești, ai uh, cu GPS care lovesc Pentagonul, lovesc... cum să lovești Pentagonul? E o clădire mică în comparație cu suprafața terestră. Extraterestrii nu cred că o să vină, ori să vină să vorbească cu americani. Nici nu știu ce să ai american sau ce să alea grani sau ce să alea guverne probabil. Nu au de unde să știe. Extraterestrii nu pot veni la anumite coordonate geografice, pentru că astea sunt inventate de noi, cei care trăim pe pământ. Pentru ei, cine știe? Funcționează în altă oriental. paradigmă, da. Da, cine știe? Deci nu, nu au cum să ajungă să, uite, omul are costum, e șeful lor, știi? Oricine are costum, nu? Asta nu e o problemă. Deci, practic, este destul de greu să ajungă cineva la noi sau noi să ajungem în altă parte. Fie există foarte multe civilizații care sunt în starea asta, ca cum suntem și noi. Nu putem să mergem nicăieri. Suntem prizonieri pe pământ, noi, practic. Mai ieșim puțin, așa, în spațiu cosmic, trei oameni pe an, știi, și ne întoarcem. Atât restul, miliarde de oameni prizonieri pe planeta Pământ. Nu putem, nu avem tehnologie să zburăm. Când o să o avem, probabil că o să fie un salt mare și o să putem să facem multe lucruri deodată, să mergem rapid până la stele, pentru că tu ai plecat dacă ai ajunge într-un milion de ani la Alfa Centauri, cea mai apropiată stea, nu are sens, că oricum nu ajungi. Fie mergem toți și ajungem repede ca să vedem cu ochii noștri, fie nu mergem deloc. Și atunci când o să mergem foarte rapid printre stele... Sună așa ca la vulcanii noroiești, na. Ceva de genul ăsta. Nu cred eu că o să mergem să, știi, să vorbim cu președintele nu știu cărei planete. Practic atrizăm un... Nu un știi, undeva, pe câmp nu contează. Pe un munte vreau să vă cum e acolo, dacă vreau să iau legătura cu oamenii aceia. Te duci unde cei mai mulți oameni, nu te duci unde e doar un singur om, ia iurea. Sau unde sunt oameni cu arme, știi? Nu te duci la la bazele aeriene americane, te duci, uite, te duci la călăraș, știi? Aterizezi la călăraș, nu-ți face nimeni nimic, că n-au cum, știi? Cam așa ar fi extate, Fie sunt foarte avansați, ne pot observa, fără să ne dăm seama, cum facem noi cu furnicile, fie nu pot pleca. Sunt două, eu cred că astea sunt cele două variante. În mijloc nu prea merge că nu merită. Ori extaterești ăștia săraci Sigur vor fi diferiți de noi, chiar dacă vor avea cap, pentru că și aici e o discuție, au extraterestri cap, au ochi, au urechi, ar trebui să aibă dacă evoluția funcționează și acolo. Da? Au mâini, probabil, au picioare, câte ori avea, nu contează asta, tot oameni Și vor fi destul de dezvoltați. Ne pot observa de pe lună, ne pot observa de pe steaua lor, eventual, nu trebuie să vină aici să... Presupunând că ar fi o civilizație superioară, bănuiesc că ar putea să ne... Pre perceapă, cel puțin pe noi oamenii, ca fiind totuși niște ființe spirituale. Cum adică spirituale? Ce adică înseamnă? cumva diferite de, de pisică. A, nu, dacă aici, dacă ar fi, un extra, ar fi să spunem, ar sta peste lor, s-a uitat prin telescop. Și dacă rezoluția telescopului nu e destul de bună, știți ce o să creadă ei? Că suntem mașini, o să creadă că suntem. O să vadă niște pătrățele așa drept care stau și se mișcă, așa, și înainte și înapoi. Și Dar tu vorbește din punctul nu. de vedere al tehnologiei noastre, cumva? sau. Păi, dacă se uită acum la noi, eu nu pot să știu ce o să fie peste un milion de ani. Eu zic, dacă s-au uitat Ii. cu extratereștrii și la noi prin telescop, ar crede că noi este mașini, de fapt. Adică, mașinile pe care le conducem noi, ei cred că ar fi viața, pentru că sunt foarte multe. Știi, dacă n ai rezoluția să vezi că de mașină iese un om. Deci, uite ce viața acolo. Are o formă anume, se oprește, stă, merge în linii drepte. Da, de light pollution. Da, nu, mult nu a... stau pe trotuar, știi? Sau, mă rog, stau pe trotuar aici. aici. Iar cred că suntem, de fapt, au autovehicule. Dar trebuie o rezoluție, bună să vezi și omul care, care e acolo. Am înțeles, deci, la nivel oficial, hai să zicem la nivelul ăsta academic, este foarte limpede po povestea că Area 51, de pildă, este un baz pentru a dormi copiii. Nu, dar nu există ceva oficial în știință cu privire la Area 51. Nu există, nimeni nu se preocupă de așa ceva. Eu un termen care este în media, în filme, în nu știu ce, și au dat și ei numele unei baze aeriene. Atât nimeni nu se preocupă de treaba asta pentru că nu avem de ce. Eu mi-aduc aminte că fostul papă, penultimul papă pe care l-am avut, și care a abdicat. Pe care l-au avut, știi? Pe care l-au avut, Așa. da. A ajuns, a ajuns, cum, mă rog, se alege papa, primul lucru pe care îl face, ca și la noi președintele, se duce într-o vizită oficială în Statele Unite și a, a a vizitat cred și Pentagonul parcă așa știu și parcă așa mi-aduc aminte și a, a declarat pe urma, a fost, mă rog, n-a fost o declarație a lui ci a fost un soi de comunicat oficial al Vaticanului care a spus că probabil am ajuns în momentul în care ar trebui religia noastră să, să cunoască mici modificări și să recunoaștem că am putea beneficia și de așa zisă viață extraterestră Bă, pentru, pentru mine, muritorul de rând, un comunicat oficial de la Vatican a fost cumva o surpriză. Băi, ce-o fi asta, de fapt? No, nu, nu cred. În primul rând, religia trebuie să-și modifice datele cu privire la teoria evoluției, să o accepte, în primul rând, pe aceasta, că se întâmplă sub ochii lor de atâta timp și după aia să ajungem la extraterestri. Extraterestrii nu pot apărea decât tot prin evoluție. Deci trebuie să accepte baza ca să ajungă mai departe. Cred că a fost ceva de PR atâta tot, de imagine, dar nu știu de ce ne preocupă atâta pe noi viața extraterestră. Este foarte greu de găsit. Mai este și un subiect Singura șansă este să ne da? găsească ei pe noi, atâta. Noi nu avem cum să-i găsim pe ei. Și când o să vină extraterestrii, o să vedem toți deodată. Nu o să stăm să scotocim prin nu știu ce folder, nu știu ce calculator care a fost scos din priză sau nu e conectat la internet. Asta e mai prea complicat. Nu, nu, o să vină și o să ne găsească ei pe noi, dacă vor, dacă nu, problema lor. Oricum, una din dorințele mele este să aflu sigur că există extraterestri și nu știu dacă o să apuc, știi? Sper să, să fie eu, e ceva interesant, să știi că există viață inteligentă și în altă parte. Este, e ceva. Um, am învățat la școală că luna tu spuneai că se, se îndepărtează ușor-ușor de pământ, da. ea influențează mare ele cumva, dar știi nu știu dacă sunt simple coincidențe dar o observație personală este că lumea când este lună plină este mult mai nervoasă, mult mai agitată, unii chiar nu dorm noaptea. C cât e bază și cât este adevărat și cât este pur și simplu o coincidență pe care am constatat-o. Mai mult decât atât, cineva mi-a explica, nu știu cât de real este, că noi fiind totuși 70% apă, e normal să devenim mai agitați când este lună plină. Apa agitată sau ce? Da. Nu, nu, de, niciun astronom de pe lumea asta nu a stat vreodată să vadă dacă oamenii sunt mai nervoși când e lună plină nu interesează pe nimeni lucrul acesta. Poate e vreun psiholog. Dar nu prea poți să faci testul acesta. Ai zis că luna influențează marele. Într-adevăr, avem mare, dar luna nu atrage apa. Adică nu apa este atrasă de lună, ci practic pământul se deformează și oceanul întreg se deformează din cauza că partea îndepărtată a pământului față de lună primește într-un fel forță de atracție mai mică de la lună decât partea care e îndreptată înspre lună. Dar nu, nu se atrage, știi, nu e oceanul atras. Se deformează toată cantitatea de apă de pe Pământ. Trebuie deci să fie multă apă ca să observi mare. Nu avem mare pe Dâmbovița. Nu avem. Că e prea puțină apă. Nu avem mare într-un pahar. Nu poți să ai mare într-un om, știi? Chiar dacă e compus 70% apă sau cât este. Deci luna nu atrage apa, ci deformează planeta și oceanul planetar. Și Pământul. Ca glob este deformat de către forța de atracție a lunii și chiar atmosfera este deformată. Și atmosfera noastră are o mare. Este și de la soare și de la lună. Se simte treaba asta. Ori e greu să spui că apa se umflă din cauza lunii sau omul se umflă din cauza lunii sau este mai nervos. Nu se poate așa ceva. Ori asta cu lună plină se pot face experimente foarte amuzante. De exemplu, Nimeni nu știe când e lună plină, știi? Nu poți să te iei după un om. Dacă vezi un om nervos pe stradă, spui, a, e lună plină, știi? Și după aia să uiți pe ce să vezi luna plină. Nimeni n-a făcut asta niciodată. Încearcă! De, nu o să, doar o observație nu se, personală. Văd că lumea e mai agitată. Nu. Sau sunt momente, spre exemplu, când e foarte cald afară. Sau dacă există o trecere bruscă de la o temperatură rece la cald, tot așa am senzația că lumea cumva. Da, au nu știu, puțin astronomic acasă, vorbind, da. Astronomic vorbind, niciun obiect din Sistemul Solar nu ne influențează, știi? nu ne schimbă nimic cu nimic. Da? Bine, doar dacă ar pica mâine un asteroid, uite aici, pe sediul vostru, va strica ziua, ce pot să zic. Dar în rest, noi nu putem să simțim nimic. <gântu> strica ziua, da. Și clădirea. Ce zi noi... proastă am avut acasă un asteroid. Da, dar... nu mai am serviciu, nu mai știu unde să mă duc, acum e un crater, mă așez în crater, ce fac? Noi, noi oamenii putem fi influențați de către forța de atracție a unui obiect. Bineînțeles, poate să vină acum luna lângă noi, ne atrage și ne ducem pe luna, știi? Numai că pământul ne atrage cel mai mult. Fiind pe pământ, e greu să simțim altă forță de atracție. Dacă am fi în spațiu cosmic, departe de orice planetă și orice stea, un om care are o masă mai mare decât o lingură ar atrage lingura. Și lingura s-ar roti în jurul lui. Dar pentru că stăm pe pământ și gravitația pământului este enormă, nu putem să simțim acest efect. Altfel nu ne pot influența corpul și aici putem ajunge și la... Și sunt oameni aia, sunt două feluri de oameni, oameni buni, oameni răi și astrologi. Ai auzit de treaba asta și care spun că ne influențează corpurile cerești într-un fel și ne schimbă ziua și, mă rog, câștigăm la loto sau pierdem sau ce, de obicei pierdem. Adică tu spui că, că dacă Urania zice mie că săptămâna viitoare nu o să fie corect să nu, sau să nu mai îmi beau cafea cu netisandu. Nimeni nu știe sau... cum o să fie săptămâna ta. Da? Nimeni n are cum să știe cum o să fie săptămâna ta și dacă ar fi să putem să încercăm să explicăm cum ne influențează pe noi corpurile cerești, pe noi, așa, pe mine, pe tine, știi, un om, uh -huh. un simplu om, a trebui să găsim o forță care să vină de la acel corp cerești până la om. Știi, altfel nu se poate. Noi știi cum se influențează lucrurile unul pe altul, prin forțe. Altfel nu există. Și forța de atracție nu se simte, pentru că o avem pe cea a Pământului sub picioarele noastre. Orice am face chiar și Marte, dacă trece pe lângă Pământ, te treacă foarte aproape de noi ca să fie mai mare forța ei de atracție decât a, a, Pământului. Deci nu se poate așa ceva. Forțele de atracție nu schimbă nimic în viața unui om. Nu l pot influența cu nimic. Mai ales să te ceri cu prietena, știi? Asta e chiar absurd. Mai sunt și alte forțe pe lumea asta. Toată lumea știe. Le-am învățat la fizică. Sunt patru forțe fundamentale. Cu ajutorul lor poate fi explicat orice se întâmplă în univers. Orice se întâmplă în univers, pe pământ, oriunde, în paharul ăsta, poate fi explicat cu acele patru forțe. Forța gravitațională nu ne influențează decât cea a Pământului. Cum ne influențează? Pentru de obicei cazi jos, știi? Nu poți să cazi sus sau ceva așa. Când scapi ceva de mână, îl scapi întotdeauna jos, nu în sus. Asta e clar. Mai avem forța, forțele nucleare care funcționează la nivelul nucleului atomic. N-a nu, zis niciodată vreun astrolog că nucleul atomic al nu știu, mă, bărâi la capul Mercur retrograd, dacă e Mercur retrograd. Îți schimbă, ajungem și acolo, îți schimbă viața, știi, că nu știu ce, da? Nu există așa ceva. Forțele nucleare acționează la nivelul nucleului atomic. Noi suntem compuși din foarte multe nuclei atomice, știi? Mai există forța aia electroslabă, nu contează, așa se numește, forța electromagnetică. Avem câmpuri electromagnetice, stânga, dreapta, peste tot. Și mulți oameni zic, e ceva, un magnetism al lunii, știi? O problemă aici, e o problemă. Oamenii sunt neutri din punct de vedere electric sau magnetic. Noi nu suntem nici cu plus, nici cu minus, pentru că avem atât de mulți atomi noi, care sunt cu plus sau cu minus, încât se, se anulează, știi? Și e zero. Deci noi nu simțim câmpuri magnetice. Dacă am simțit câmpuri magnetice, am fi, ne-ar dorea capul toată ziua, probabil, știi? Că nu avem cum. Deci nu simțim. Luna nici măcar nu are când magnetic, nu ne poate influența sau orice altceva. Deci, practic, nici una din forțe... Nici așa zisele explozii solare care se mai anunță din când în exploziția când. Explozii solară este ca și cum ai ieșit tu la geam și ai aruncat cu niște făină pe geam, cam așa, și cineva din Bangladesh s-ar feri. Cam asta înseamnă explozii solară. Mm -hmm. Nu e mare lucru. Este ceva rarefiat. Este gaze, un nor. Ca și cum ai aruncat cu un nor de la geam. Atâta tot. Ori... Dacă ar fi o forță, ca să termin cu asta, că durează cam mult, o forță de-asta astrologică, care ne influențează, trebuie să funcționeze pe principiile astrologilor și anume, nu, nu contează distanța. Nu ți se spune la horoscop, pentru că Marte e la 200 de milioane de kilometri, o să te cu prietena. Nu ți se spune așa ceva. Nu există distanță în astrologie. Nu contează mărimea obiectului. Nu ți se spune pentru că Pluto are 2000 de kilometri în diametru, o să câștigi la loto. N-am auzit niciodată treaba asta. Deci nu contează mărimea și distanța. Dacă nu contează cele două mărimi importante, știți, Înseamnă că orice te influențează, știi? Adică un asteroid care se trece în jurul unei stele la 10.000 de ani lumină, pentru că nu contează mărimea și distanța, are aceeași influență ca și luna. Nu? Și practic, orice fir de praf din inelele lui Saturn te influențează. Orice, orice te, așa ceva nu se poate. Logic vorbind, nu există așa ceva. Deci, Horosco nu, nu mai știu de la ce. Horoscopul ăsta cu, hor e, e, cu, cu horoscopele e, e o, e o bulșită total. Da, este o vrăjitorie modernă și știi că dacă da, te duci corect, foarte la o vrăjitoare corect. ți-e rușine mm. aștia, știi că te duci și cine știe ce se întâmplă, Dana și te-și horoscopul, nu supără pe nimeni. Treaba asta. Dacă în stai și te uiți, uh, ok, și te uiți la cer și vezi calea lactee și te, te uiți prin, prin telescopele alea și vezi Saturn și cumva îți schimbă perspectiva de, de, de la ceea, tot ceea ce este mediul înconjurător. Uh, Crezi în povestea asta cu universul care conspiră, în momentul în care noi vrem să facem ceva și ne ajută? Ne ajută. Dar ce e Universul ca să ne ajute? E un tip de energie pe care noi îl trimitem în Univers și Universul ni-l întoarce și că energia asta nu cunoaște nici bine, nici rău, pur și simplu e un tip de forță. Eu nu cred așa ceva. De multe ori te duci cu o idee bună și te enervează ceva pe drum și nu mai faci nimic. Unde e Universul? Oricum, Universul putem să luăm și așa, sistemul solar. Este compus de nimic, de fapt, din spațiu gol. Pentru că dacă dai stai să vezi cât volum este ocupat de materie în sistemul solar și cât volum este ocupat de spațiu cosmic, vei vedea că nici măcar 1% nu este materie. La fel, mai puțin, foarte puțin. Dacă te duci la mărimea Universului, care are momentan un diametru de 94 de miliarde de ani lumină, adică de 94 miliarde de ori, 10.000 de miliarde de kilometri. Și dacă vezi cât este ocupat în spațiul ăsta de materie, vei vedea că e zero. Zero. Deci, practic, Universul nu e compus de nimic. Cum poate ceva că nu e nimic să-mi schimbe mie, să mă ajute pe mine să prind tramvaiul, știi? Să, mai fie puțin ușa de la metro deschisă o secundă ca să prind, nu? E greu, e greu. Nu, nu poți să crezi așa ceva. Omul își face singur ziua. Eu am observat pe pielea mea că atunci când, spre exemplu, am în minte, hai să zicem, un proiect mai măreț, el până la urmă se întâmplă, nu se întâmplă niciodată cum mi-am imaginat eu că se întâmplă, dar întotdeauna, de pildă, am constatat că, cred că e un soi de forță a atracției, apar oameni în jurul meu care mă ajută să consolidez, să consolidez povestea. Și asta mm -hmm. este ceea ce m-am gândit eu că ar putea fi cum conspiră Universul la, la ceea ce vrem noi să Uite, facem. Uite, fă așa, fă un experiment. Poate ai un proiect în minte. Uh -huh. să faci un film, să faci nu știu ce, whatever, da? Ce uh -huh. ai tu în minte? Stai cu proiectul tău în minte și du-te în deșert, în Sahara, și stai acolo o săptămână să vezi apare cineva. Vântul, nisipul, scorpionii, nu vine nimeni, nu? Tu când ai un proiect, cauți oameni care te pot ajuta. Eu am mai auzit de... Da? oameni care s-au dus în deșert și îți da. li s-a arătat. Uh... Da, și au apărut niște camere, niște <fie> actori, un <în> studio, <fie> niște lumini, nu? Okay. Nu. Dacă te duci în Antarctica și tu vrei să nu știu, să te joci cu flăcările, știi, n-ai cum, nu se poate. Da? Deci stai într-un mediu cu oameni care au cam aceleași pasiuni sau ocupație ca tine, nu? E normal să se întâmple. Aflu din când în când, când mai arunc ochii pe tot soiul de, de content media, ca să zic așa, că ne mai paște cât un meteorit din când în când, care până la urmă pare să că nu se întâmplă niciodată. Da, stai bine, știi? Nu, dacă vrei să afli exact ce asteroid trec pe lângă Pământ, pentru că atunci când spui meteorit, eu m-am gândit așa, un asteroid care intră în atmosferă și supraviețuiește fricării cu aerul, astfel încât ajunge ceva la asta sol. Asta e definiția meteoritului. Da. Okay. Când ajunge ceva la uh -huh. sol, ăla este un meteorit. Noi vedem de obicei dăre luminoase, pe celălalt sunt meteori. Iar meteoritul, când era în spațiul cosmic, era un asteroid sau o pietricică mititică sau mai mare. Și tu spui treaba asta. Un asteroid se apropie de Pământ și dacă vrei să afli când sunt asteroizii ăștia care se când vin, trebuie să te uiți pe site-urile care se ocupă cu așa ceva. Ori în presă se exagerează, normal, nu dă nimeni click dacă nu e ceva surprinzător. Și există câteva site-uri făcute unui de NASA, unui de Agenția Spațială Europeană, care sunt trecuți toți astroizii cunoscuți până acum și momentele când se apropie de pământ. Și pot spune că dintre cei cunoscuți până acum sunt vreo 20 de mii, 20 și ceva de mii, niciunul nu o să se ceognească cu pământul îl avem pe unul care a fost pierdut, adică a fost observat când a fost descoperit un pic, după care nu l-a mai văzut pentru că s-a, nu știu, s-a apropiat de soare, s-a îndepărtat și n-a mai putut să-l observăm. Și după aia nu l-a mai găsit, pentru că dacă ai doar două, trei poziții, nu poți să-l găsești peste un an în nou. Nu poți să faci traseul unui autobuz din trei stații. Trebuie să știi mai multe stații. La fel și cu orbitele. Și l-am pierdut, se numește 1950 de a. E conform observațiilor de atunci, el a trebuit să se ciocnească cu pământul în 2170 nu știu cât. Dar întotdeauna când ai puține observații, incertitudinea e mare. Traseul lui poate să treacă de la lună până la pământ, nu știm exact. Trebuie să le redescoperim să vedem ce e cu el. Dar niciun asteroid nu se va ciocni cu pământul asteroid cunoscut în, ultim, în următorii, nu știu, sute de ani. Noi putem calcula foarte precis pentru vreo 30-40 de ani. Avem o problemă. Atunci când ai un asteroid, este o piatră care se rotește în jurul Soarelui. Toate planetele îl atrag. Planetele apropiate de el, Marte, Jupiter, Pământul, forța de atracție se simte. Îl mai atrag și alți asteroizi. Și atunci, noi când calculăm poziția lui, trebuie să știm exact unde se află și celelalte obiecte și cum îl atrag. Și trebuie pentru fiecare minut, de exemplu, să calculezi toate pozițiile astea, toate forțele astea. Și nu există calculator care să facă asta pentru toți asteroizi. Trebuie ceva dedicat. Și nu avem. Și de asta ne oprim cu calculul pentru vreo 30-40 de ani. Și o să găsești pe următorii 40 de ani, 50, toți asteroizi care trec pe lângă Pământ. Niciunul nu se ciocnește cu Pământul. Dar e foarte bine că se anunță trebuie asta pentru că oamenii trebuie să, să știe că. na, am auzit de dinozauri. Nu mai vedem niciunul în jur. Nu? Și e clar, se poate întâmpla așa ceva. Vedem că Luna e acoperită de cratere, Marte, orice planetă, până și asteroizii au cratere. E clar că sunt ciognie și acum na, vrem și noi străim. Ultimul asteroid care a lovit Pământul a fost Tunguska. Depinde de la ce mărime vrei să discut, despre ce mărime vrei să discutăm. Pentru că în 2008 a picat unul de vreo 5-6 metri prin Sahara. Au găsit și bucăți din el. L-am descoperit cu vreo câteva ore înainte să ajungă la sol. asta nu presupune da. o undă de șoc care înconjoară Pământul de câteva ori nu, și. Nu, nu. e pentru asteroizi menci de câțiva mm. kilometri. Ori cel mai des întâlnit sunt asteroizi mici, de câțiva metri sau zeci de metri. Ăștia mari sunt rari. Uh. Ultimul și care ce, ce a fost mai mărit, cel a fost cel de la Celia Binsk din 2013, în luna februarie sau ianuarie, a avut vreo 17 metri și a picat și o bucată mare din el de câțiva metri într-un lac înghețat. Acela a fost cel mai mare, ultimul cel mai mare și chiar și acum câteva săptămâni am văzut o filmare cu un obiect de câțiva metri care a intrat în atmosferă și a explodat înainte să ajungă la sol, pentru că dacă sunt mici precarea cu aerul îi distruge E distruge până ajung. Și ajungă. ce presupune exact mici? Adică am înțeles să nu, nu provoace mari damage-uri. Sub vreo 20 de metri, 15 metri, depinde și din ce sunt făcuți, că sunt trei feluri de asteroizi. Sunt asteroizi compuși din pietricele sudate în timp, la fel cum se întâmplă cum se formează cei din inelele lui Saturn. Gheață sudată lipită. Avem și piatră pietre cu pietre lipite. Ei sunt compuși din spațiu gol mai mult și niște pietre lipite și când ajung în atmosferă se dezintegrează mai ușor. E, dacă am un de la mai mare de zeci de metri se va dezintegra. Dar mai sunt și, cum zici tu, monolit. O piatră, o stâncă. E, stânca aia se dezintegrează mai greu. Și pentru aia avem probabil o mărime limită de vreo 15-20 de metri. Dacă e mai mare, ajunge o bucată la sol. Și mai sunt asteroizii metalici, compuși din metal. Există așa ceva? Ea se dezintegrează cel mai greu. De obicei, ea trec în atmosferă, n-au nicio treabă. De exemplu, în Statele Unite există un crater care poate fi vizitat, care s-a format acum 50.000 de ani, un obiect metalic, mititel, de câțiva metri, a produs un crater de un kilometru în diametru. Și găsești la muzeu fragmente din el. Deci contează ce, cum e constituit asteroidul respectiv. Erau niște voști care spuneau la un moment dat, ok, avem Marea Neagră, care Marea Neagră este plină de biogaz, de la 50 de metri în jos, și era temerea că dacă pică acolo un asteroid, ar putea să dispară cam pe un sfert din Europa, cu România, cu tot. Da, e, sunt șanse mici să pice în Marea Neagră. Marea Neagră e mică. Ca suprafață, ca procentaj de suprafață, e greu să spui că, uite, ca de acolo, pică acolo. Dacă ne uităm la toți asteroizii care au intrat în atmosferă în ultimii ani, că avem și așa ceva, vom vedea că ei sunt peste tot, știi, nu există neapărat. Chiar parcă Marea Neagră n-a fost niciunul, știi, că e prea mică, nu nimerești. Deci e greu să zici că o să cadă acolo. Am înțeles. Deci noi, la momentul actual, suntem la nivelul tehnologic în care ne putem permite o previziune a lor și cumva să-i urmărim și... Da, dar nu i-am descoperit pe toți. Deci noi descoperim doar ce, ce, este mai mare, peste câțiva metri. Asteroizii mai mari de vreo 10 metri pot fi descoperiți la depărtări mai mari. Ăștia mici sunt descoperiți de obicei înainte să intre în atmosferă sau când trec pe lângă pământ și ne trebuie și programe de observație. Americanii au program de observație, au telescop care în fiecare noapte scanează aproape tot cerul și o să se dea în funcțiune altul peste câțiva ani. Dacă nu ne uităm, degeaba. Stăm și discutăm. Știi, este la mine în cartier o trupă de soi de rap underground, hip-hop underground, care are la un moment dat un vers foarte plăcut care spune eu îți vorbesc de Marte și Saturn, tu îmi vorbești de Mamaia și Costinești Haltă. Exact asta o să fac eu acum. Vreau să intru în povestea asta care văd care din ce în ce mai mulți adepți, care presupune că pământul este plat și care nu este tocmai o poveste foarte nouă. Odată, în Coran este scris, nu vreau să insult vreo rige, dar în Coran este scris că pământul este plat că există șapte pământuri cu șapte uh, raiuri întrești, că distanța între ele este undeva la 500 de mii de ani. Există această supoziție acolo. Treaba asta cu Flat Earth a început să crească într-atât de tare. Am văzut că vor să facă un reality show care presupune, am lucra la două reality show-uri și știu exact ce presupune munca acolo. Uh, ei voiau să facă o expediție, dacă am înțeles bine, la Polul Sud, care asta cu siguranță, cred că n-ai putea să filmezi mai mult de 5 ore pe zi, orice ar face acolo. Plus nu știu cum funcționează oamenii ăia care chiar cred în povestea asta. Uh, și vor să ajungă acolo și să atingă ceea ce se presupune că noi am avea, da, pământul ar fi plat, cu cupola și că acolo este locul în care poți atinge pola și să. Eu trebuie în particular cu oamenii ăștia pe care, pe care am constatat-o, având tot suie de discuții, odată că au, au niște argumente destul de serioase la un moment dat, adică care cel puțin te pun pe gânduri, dar au și această particularitate, vor să-ți explice ca să te salveze, știi? Au a, 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 acest, acest tip de discurs. Da, păi, uite, în primul și în primul rând, Adică polul Sud, știi, sau ce e polul Sud. Cum pot merge niște oameni care cred că Stângă pot. Probleme, la da. un pol, știi, adică, prin definiție, ei n-au cum să vorbească despre pol, știi? Pentru că, poli, ce înseamnă poli Pământului, știi? Păi, dacă Pământul ar fi o sferă, se rotește, da? și dacă vezi care e axa de rotație, vezi că ai o zonă care. E la nord și una la sus, știi, pe unde este axa imaginară de rotație a planetei noastre, știi, nu iese pe aici, pe la noi, știi, că te uiți, care regiune de pe Pământ se rotește cel mai mult, nu? La ecuator ai o viteză mai mare de rotație că ești mai departe și la pol mai mică, că ești mai apropiat de axa de rotație, nu e mare, ai un măr, îl rotești, știi care e polul nord și polul sud, nu? Dar dacă ai o farfurie care nu se rotește, care e polul nord, care e polul sud? Deci au greșit în prima. Nu okay. există polul nord. Trebuie să dea nume, nu? Dar ei pot merge, dar trebuie să-i nume. Probabil că numele Marginia... astea sunt deja încetățenite și acum n să, să schimb tu denumirea ca să reexplici păi încă o și De ce nu au spus să mergem la, nu știu, Pietroșița? De ce la polusul? De ce la polună, deși e clar, știu că la pol e ceva. Se, se presupune că polii sunt în margine, da, hai să o luăm așa, și că acolo pot să atingi cu pola care ne protejează da. de, și de razele solare și care ne oferă de, tot această imagine absolută. Bine, fatăs, nu ne luăm universită. de toate cuvintele pe care le folosesc ei, care sunt cuvinte încetățenite. Să zicem că aici e în regulă, dar um, e o problemă. Nu poate ca Pământul să fie plat și totul să fie sferic, știi? e complicat, pentru că dacă spui că Pământul e plat, trebuie să modifici foarte multe legi ale fizicii. Noi știm de ce e Pământul rotund, știm de ce sunt obiectele rotunde, de ce e soarele rotund, noi știm pentru că Pământul e rotund pentru că există forță de atracție. Și dacă, de exemplu, un obiect atunci când se formează din ciogniri, noi știm cum s-a format Pământul, s-au ciognit mulți asteroizi unul cu altul, se, se numeau planetesimale simale obiectele alea care existau acum 4 miliarde de ani. Ele s-au ciognit. S-a făcut un corp mai mare care din cauza ciognilor s-a încălzit. Era fierbinte, pământul avea mii de grade la suprafață și în interior era lichid. Era rocă lichidă pe pământ. Ori atunci când ai rocă lichidă, se întâmplă ceva. Elementele chimice mai grele, fierul, tot ce, ce e în zona aia, se scurg în nucleu, că sunt mai grele decât mediul înconjurător și trec și de asta nucleul pământului este din metal de asta avem un câmp magnetic pe care nici măcar oamenii ăștia nu îl pot nega ori pământul s-a întărit și pentru că aveam un nucleu mai greu, compus de metale forța de atracție a nucleului era mai mare decât ce era în afara lui și atunci fiecare zonă de pe pământ a fost atrasă cu aceeași forță și atunci obiectul când s-a întărit s-a făcut sfera aici avem câteva legi ale fizicii care vedem că funcționează pentru toate planetele și pentru stele. Și sunt miliarde de stele. Ori, dacă vrem ca Pământul să fie plat, trebuie să găsim o altă modalitate în care el s-a format. Deci trebuie să ne ieși niște legi ale fizicii după care funcționează totul. Așa că e cam greu să susțiu această idee. Dacă trebuie să modifici o lege a fizicii, atunci e clar că ideea ta nu e bună, știi? modific și discutăm după aia, dar nu avem ce să discutăm oricum. E greu să crezi că Pământul este plat, sincer. Este foarte greu. Au făcut niște măsurători peste, peste lacul Balaton și a ieșit destul de dreaptă linia. Cică, da. Au făcut și măsurători când n-a ieșit dreaptă. Da, nu se poate. Toată lumea știe că pământul rotund, nu stau să dau exemple, să te uiți să vezi cum dispar, dispar vasele. Nu, nu e cazul. E simplu. Nouă ni se pare că sunt mulți oameni ăștia, dar sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini. De exemplu, la ultima întâlnire a lor, a fost acolo, la Cluj sau unde a fost, au da, da, au în România. De dar muni... un fenomen internațional, nu e 20 doar 20 de oameni. 20 de oameni sau 30, eu așa am văzut. Păi, ăștia sunt mult, 30 de oameni? Nu se poate. Păi și eu am prezentat de astfel, mie vin mai mulți, vin 31 de oameni, știi? Deci, na, teoria mea e mai bună, nu? Deci nu, sunt foarte puțini. Internetul însă e foarte gălăgios pentru că e ușor să scrii sub pseudonim. Că dacă tu, de exemplu, achide că pământul e plat, ai avea curaj să ieși în fața blocului să le spui vecinilor? nu prea merge, că-s vecinii dar dacă poți să scrii pe internet sub un alt nume, poți să vorbești cu oricine de pe lumea asta. Deci, practic, mi se pare că sunt mulți pentru că au curaj, doar ăștia puțin așa mai exagerați ies cu numele lor. Liderii vor și atenție, în rest, toți sub pseudonim. Ok, așteptăm acel reality show. Atunci sunt să, puțin, ne sunt să, dovedesc puțin, că, să ne sunt foarte puțini oameni Să ne dovedească că suntem în, în, această cupolă, până la urmă, cum, mă rog. Cupolă, da. Uh, mai, mai e ceva. Uh, ori de câte ori Vrei să-ți explici ideea ta, sau ai nevoie să-ți explici ideea ta printr-o conspirație mondială? E clar că e puțin ca îngreșită ideea ta. Dacă trebuie să modific tot ce cred ceilalți și să spun că toți sunt mincinoși, ca să am eu dreptate, atunci e o problemă, zic eu. Pur și simplu. Tot în, în, în media, da? În mass media mai găsim din când în când tot soiul de materiale care ne amenință cu tot soiul de găuri negre, care ne vor absorbi și vom dispărea cu tot. Cât de mare este acest pericol, da? Și ce presupune exact, pentru că știu că e o discuție uh, foarte amplă, ce presupune exact o gaură neagră? Sunt mai e multe feluri de găuri negre. Există găuri negre microscopice. Adică de dimensiuni microscopice, care n-au ce să-ți facă. Și tocmai asta e ideea că. Uh, și există, există această teorie a haosului care presupune că o, bătaie, o simplă bătaie de fluturi la Beijing poate uh, provoca un uragan la New York. Aici funcționează lucrurile pe principiul ăsta? Acum, acum discutăm despre alt domeniu. Ori micro găurile negre care se produc în acceleratoarele, eventual se pot în acceleratoarele de particule, cum, că de aici a aportat ideea, au o durată de viață de aproape nici nu poți să măsori. Se Autodistrug și durează nu o secundă, mai puțin de milionim de secundă. Ori în câteva milionim de secundă nici o pisică nu poți să bagi într-o micro gaură neagră, că e mai mare pisica de sute de miliarde de ori decât gaura neagră aia. Găurile negre ar trebui să existe. Noi am descoperit, dar indirect cele mai des întâlnite sunt cele care se formează când stelele nu mai funcționează. Anumite stele sunt la finalul duratei de funcționare. Numai stelele foarte masive, care conțin de minim 9 ori mai multă materie decât soarele, sunt rare stelele astea, atunci poate apărea o gaură neagră. Și o gaură neagră, de fapt, înseamnă mult multă materie băgată într-un spațiu foarte mic. E ca și cum te, de exemplu, se poate calcula pentru orice obiect cât de mic trebuie să fie ca să devină o gaură neagră. Pentru pământ este de câțiva milimetri, parcă 9 milimetri. Deci dacă e tot pământul și nu lasă să scape nimeni de pe el, îl micșorești și îl faci de 7-8-9 mm, el va deveni o gaură neagră. Adică va fi foarte fierbinte. dai seama, când bași tot Pământul într-un 7 mm, se face cald. Se fac miliarde de grade. Ori forța de atracție o să fie aceeași cu a Pământului, numai că într-un spațiu foarte mic. Și dacă vrei să pleci de pe Pământ, trebuie să fii mai departe, că altfel nu mai poți să pleci. O gaură neagră este simplu un obiect mic. Care are forța de atracție, pe care o are și un obiect mare de aceeași masă, dar totuși sunt într-un spațiu foarte mic și de asta e greu să pleci de pe el. Și astea trebuie să fie cu miliardele, pentru că sunt sute de miliarde de stele. Trebuie să fie miliarde de găune. Noi am descoperit câteva mii, nu, câteva zeci, scuze, pentru că nu le vezi direct. Și, de exemplu, ne uităm, vedem stele care se rotesc în jurul altor stele care nu se văd. Și știm că alea sunt stele, pentru că sunt mai masive decât steaua care se vede, nu sunt planete. Și ăsta nu prea se trece în jurul unei planete, că e mică planeta. Dacă ai o gaură neagră care a fost o stea, poți să vezi. Și am descoperit ceva de genul ăsta. Sisteme binare cu emisie de raz X. Ce frumos sună. Sunt. Așa descoperim noi găuri negre. Și sunt câteva zeci. Dar nu trebuie să ne sperie o gaură neagră, pentru că forța de atracție a oricărui obiect scade cu pătratul distanței. Știm treaba asta de la școală. Nu? Dacă stai departe, nu pățești nimic. Dacă stai departe. Ori găurile negre sunt nu, ca și stelele, îndepărtate de noi. Cea mai apropiată e la 150 de ani lumină departe de noi. Nu sună mult, dar un an lumină are 10.000 de miliarde de kilometri rotunjit. Deci, de 150 de ori 10.000 de miliarde, nici nu ne putem imagina așa ceva. Nu se simte nimic. Suntem siguri că nimeni de pe pământ nu o să pățească vreodată ceva rău din cauza unei găuri negre. Sau bun, știu că bun, nu, e greu. Care este diferența Uh, dintre ok, acesta este universul atât că știm despre el. Uh, diferența dintre univers și multivers și cu, cum putem accede de la un univers la altul sau cum, care, ce e multiversul de fapt? Ok, că nu pot să cred că este o sumă de universuri. Da, nu, universul, universul e ceea ce putem măsura, ceea ce vedem, știi? Universul, universul observabil. Uh, teoria multiunivers, momentan, din câte știu eu, nu este o chestie încă acceptată de toată lumea. Nu putem explica nimic folosind alte universuri. Și, practic, tot ce se întâmplă în universul nostru poate fi explicat numai prin forțele astea patru și alte uh, mici detalii. Dar nu avem nevoie de alte universuri ca să explică în lume. Dacă mă întreb pe mine ce este la multivers, nu pot imagina un alt univers, o altă dimensiune, știi, un alt univers. Pentru că da, universul e tot ce există, știi? Pot exista universuri mai mici, alte dimensiuni, dar ce e o dimensiune și intrăm în discuții mult mai complicate și ciudate și mai bine discut despre dimensiuni decât despre univers. Adică să fie ceva într-un fel în care noi nu putem trăi sau nu putem accesa locul acela, ceva de genul ăsta. Dar asta e o chestie care pe mine, mă, nu știu exact ce să zic. Am înțeles. De mult, deci spui este. că sunt un soi de discuții la modă pe care unii oameni le mai aruncă pur și simplu cum este și cea cu, cu flat earth. Asta cu multiversul știu că a apărut în teoria cuantică, știi? Mecanica cuantică, unde lucrurile se întâmplă foarte ciudat, dispar, nu le mai poți găsi, există în toate locurile și apar doar când le măsori. E mult mai complicat, e o fizică complicată acolo, nici eu nu știu cum trebuie, știi? Și nu pot să-ți explic de asta. Dar ce frumos este că atunci când ne uităm la Universul nostru, noi nu-l vedem pe tot. Deci, orice telescop ai avea, oricât de mare ar fi, cât de puternic ar fi, și să te uiți, nu vei vedea tot Universul. Noi observăm numai ce se numește Universul observabil. Asta e tot ce putem vedea. Știm că obiectele se îndepărtează de noi. Toată lumea a auzit de fuga galaxiilor. Galaxiile fug de noi. Și noi de restul, și toate de noi. Practic, cu cât te uiți mai departe, cu atât vezi că galaxiile au o viteză de îndepărtare mai mare de tine decât astea mai apropiate. Te uiți departe, galaxia... Dar știm mai de ce fere. se întâmplă asta? Da, pentru că universul e în expansiune. Asta se întâmplă. Este un în, universul se mărește. Ele săracele, unele stelele din galaxiile respective par a veni spre noi, dar galaxia în sine se îndepărtează pentru că spațiul dintre noi și galaxia respectivă se mărește. Sunt două efecte aici. Și și știm de ce se întâmplă asta? Sau e doar un fenomen asta pe care îl observăm? Asta este o chestie inerțială. Se întâmplă treaba asta pentru că Universul a fost mai mic, s-a făcut mare la un moment dat și încă nu s-a oprit. Asta e tot ce se întâmplă. Și atunci când galaxiile fug de noi, viteza lor crește cu cât sunt mai îndepărtate. se ajunge la un moment dat, de la o depărtare încolo, ca viteza lor de îndepărtare să fie mai mare decât viteza luminii. Și asta înseamnă că lumina lor nu se ajungă niciodată la noi. Și noi nu putem vedea peste bariera asta. Deci ceea ce vedem noi ar fi obiecte până la o anumită departe, după aia nu mai vedem ce-o fi dincolo sau mai departe, același lucru, stele, tot aia este, dar nu le putem vedea. Deci până și Universul nostru are observațional o limită. Am văzut un documentar pe YouTube, mă povestea de, era exclusiv despre Sodoma și Gomora. Aoleu! Și ar, arătau Mă rog, erau următoarele aspecte și anume se vedeau găurile, se vedeau niște găuri pur și simplu ca și cum a fost o ploaie de meteori, ceva. Se vedeau clădirile pe care dacă puneai mâna pur și simplu se transformau, se sfârmițeau în mâna ta. Dacă puneai pun pe un zid se, se sfârmițeau în mâna ta. Adică locul ăla există și concentrația de sulf din sol era undeva, avea puritate de 90 ceva la sută și practic ăla ar fi cam singur loc de pe planetă, sulful găsindu-se în alte combinații până în maxim 50-60%. Avem cunoștință despre așa ceva din punct de vedere al, al științei exclusiv? Și ce-o fi fost acolo, de fapt? O ploaie de meteorit sau cum se explică? Mulți meteoriți care să fi căzut în același loc... În același timp. A, așa apare. Din ce am văzut filmat cu camera, așa apare, da. De obicei, când un asteroid ajunge la suprafața terestră, se oprește brusc. Asta e, de de pământ se oprește. El se mișcă cu viteze mari, între 11 și 70 de km pe secundă. Deci am ajunge la ploiești într-o secundă, dacă am avea o viteză, cea mai mare viteză. Și atunci când se oprește energia cinetică, adică masa lui înmulțită cu viteza la pătrat supra 2, se transformă în altfel de energie, care o energie termică, adică se încălzește solul. Și când se încălzește solul, tot ce este la contact, în momentul acela, devine vapori. Tot solul devine vapori. Sodoma și Gomora, știi, niște orașe. În ce județe erau astea? Știi că nu știu, nu, nu mă pricep. Orașele alea, sau locurile acestea unde cad meteoriți, asteroizi, devin vapori într-o fracțiune de secunde. E cel mai bun loc în care te poți afla dacă ar cădea un asteroid în ulașul tău, știi? Pentru că nu-ți dai seama de nimic. Și atunci nu poți să ai clădiri care se sfărâm în mâna ta. Nu poți să ai. Întotdeauna... Într-adevăr, meteoriții aduc din spațiu. Deci, cosmic... ce, ce, ce ți povestesc este o filmare cu camera. Se vede limpede că lucrul ăsta a fost posibil acolo. De-aia te întreb ce Dumnezeu o să fi întâmplat din punct de vedere științific. Tocmai vreau să spun: asteroizii uh -huh. aduc din spațiu cosmic elemente chimice, dar de obicei nu aduc elemente chimice din astea pe care le găsim ușor pe Pământ. Aduc metale foarte rare, care se găsesc în centrul planetei noastre, nu aduc sulf. Aduc iridium, aduc aluminiu 26, aduc alte lucruri care poți fi găsite mai greu. Asta se întâmplă când pică un meteorit. Altceva să cadă pe Pământ ar fi o cometă, un nucleu de cometă care conține carbon, oxigen, azot, nu neapărat sulf, da? hidrogen, alte elemente chimice, nu știu exact. Nu, nu pot să-mi explic. Nici nu trebuie. Da, mă rog. Deci, dacă a picat un asteroid, toată zona va fi un crater. Atâta tot. Da, da îmi pare, dar nu mai pare putea că filma fi creator, nimeni. Da. Nu mai putea filma nimeni așa ceva. Poate a fost un rest de satelit, mai sunt sateliți pe orbită care mai cad. Acum depinde și ce fel de combustibil aveau dar surful din câte știu nu se folosește. Și altceva din spațiu nu mai are ce să cadă. Poate o navă extraterestră, știi? cei mai fraieri extraterestri din univers <fânt> care s-au prăbușit pe Pământ, știi? nu se poate așa ceva, e imposibil. Da. Nu știu. Um... Este o piesă, cred, a lui, da, a lui Frank Zappa, care m-a amuzat când a apărut pe mi-a ridicat mi-a ridicat la filop cumva o problemă. Uh, se numește Cosmic Debris și care vorbește de, de gunoiul pe care îl cam lăsăm noi și se uh, orbitează în jurul pământului. Uh, și care cred în uh, noua de dezordine mondială, s-ar putea oricând transforma chiar și într-un act terorist. Am înțeles că dacă spui capul să, să pui niște gunoi, să distrugi niște sateliți, n-ar fi destul de complicat. Sigur, ar fi cea mai mare, cel mai mare atac terorist din istorie să întrerupi Facebook-ul, știi, pe planetă timp de trei ore. Deci asta ar fi, nu se poate, dați-ne orice, dar nu asta, nu? Sau internetul, ar fi ciudat. Sunt mulți, mulți sateliți și se lansează foarte mulți. Există site-uri pe care se văd lansări, toate lansările sunt documentate, mai puțin la unele nu știu ce lansează știi că se lansează, dar nu știi ce. Chiar și acum, poate ai văzut pe internet, tocmai ce s-a întors în spațiu, o mini navetă spațială care a stat un an de zile a americanilor, fără oameni la bord. Deci există lucruri pe care nu le poți, nu poți să știi ce sunt, dar sunt. Și în prezent sunt vreo 30.000 de obiecte pe orbită. Catalogul oficial de sateliți, eu chiar mă ocup cu observarea sateliților în ultimul, ultimul jumătate de an, mă ocup cu treaba asta. Și vreo 30 ceva de mii de obiecte catalogate, și dintre astea sunt câteva mii de resturi de sateliți distruși de diferite țări. India, China, Rusia și parcă și Statele Unite și mai sunt, sunt câteva ciocniri, na, s-au întâmplat din întâmplare. Acum urmează constelația de sateliți a lui Elon Musk, care o să aibă multe obiecte, dar mici. Da? sunt mulți, zeci de mii. Să se ciognească doi sateliți unul cu altul e complicat, pentru că sunt mici totuși, au câțiva metri și să se întâlnească două lucruri în spațiu cosmic de câțiva metri e imposibil. Um, Pot fi defectați, pot fi controlați de la sol, radioamatorii îi pot asculta, îi pot detecta, dar să arunci cu un satelit pe pământ ar fi cam ciudat, pentru că este o tablă mică de câțiva metri, nu prea face ravacii. Dar să nu, arunci cu rău, un trăc. satelit care are o bombă nucleară sau are niște arme nucleare la așa, la bord, dar fi într-adevăr cam Ideea dubios. era că poți lansa în spațiu gunoi. Pur și simplu, care să, 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 cu, care să se ciocnească cu sateliții. Da, ar fi puțin cam costisitor, pentru că orice lansare de materie în spațiu cosmic costă bani. De obicei, trebuie să ai de minim șapte ori mai mult combustibil ca să poți să ridici un kilogram în spațiu cosmic. Nu știu cine ar da atâția bani să ridice în spațiu cosmic gunoaie care să distrugă niște mici cutii de metal. Asta ar fi o altă problemă. Deci e costisitor. Ai putea să te gândești să faci acte truiste mai ieftine, probabil, nu știu ce să zic. e prea scump. Și durează prea mult și se vede. Nu poți să ascunzi lansări de rachete, n-ai cum să le ascunzi, pentru că toți observă atmosfera. Americanii și toate puterile mari au sateliți care observă densitatea atmosferei dacă se schimbă ceva acolo, știi că a fost fie un test de bombă nucleară, fie a intrat un meteorit, fie a fost o lansare, ceva de genul ăsta. Când eram în Madagascar, foloseam două, foloseam două aplicații, una se numea Tides și care îmi dădea zilnic situația fluxului și refluxului și a dunelor de nisip pe unde se fac. Era practic o soi de poză pe care o făceau din satelit și o făceau în timp real, fantastic. Aveam o, în, schimb, o problemă cu Acu Weather, pentru că satelitul de Acu Weather era undeva mai spre mijlocul insulei, insula fiind mai mare decât Germania, și, practic, distanța de unde eram eu și capitala era undeva deasupra capitalei, iar București-Praga, cam așa era distanța. Și întotdeauna vremea venea, nu corespundea, pur și simplu, cu ce, cu ce aveam eu acolo. Cu ce se ocupă exact sateliții, în afară de, de astfel de informații? Adică, în afară de transmisiuni... Observații și transmisiuni, observarea Pământului sau altor obiecte mm -hmm. și transmisii de date. Asta e tot ce fac sateliții. Practic, îi avem pe cei geostaționari pe care nu-i poți vedea cu ochii liberi, sunt la 36.000 km, care atunci când se rotesc în jurul Pământului, au viteza de rotație a Pământului și dacă îi duci într-un loc, vor rămâne deasupra acelui lași loc. Aceia transmit semnalele dintr-un loc în altul, cele de TV, poate și internet. Și ai pe cei care se rotesc în jurul pământului, care sunt mai apropiați, 400 de kilometri, 600, 800, ai semnalele, ai sateliții GPS care sunt pe la, nu mai știu, 3000 ceva de kilometri. aceia sunt calculați în așa fel încât mereu deasupra oricărei zone de pe glob să se afle minim 3-4 Așa și sunt mai multe state care și-au lansat. Am această să întrebai, 3000 de kilometri de la, de la pământ? Sau Suprafața. 3000 de kilometri? Suprafața terestră, de la suprafață. Ok, că nu, avioanele, zbroară, bucleu, avioanele zboară undeva la 10.000. Nu, 10.000 de metri. Da, 10.000, ok, da, aici, aici A era confuzia mea, ceva corect. de kilometri. Corect, 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 mai mult, corect. Da? Și ce mai apropiați sateliți sunt pe la vreo 400 de kilometri. Și noi noi putem vedea de pe pământ. De exemplu, există sateliți pe orbită polară, și anume te uiți pe cer. Și vezi că ai un satelit care se mișcă, trece pe lângă polul nord ceresc. Și știi că acel satelit se va roti mereu pe deasupra polilor. El nu are treabă cu poli, că nu e nimeni acolo. Dar în timp ce se rotește pe deasupra Pământului, Pământul se rotește sub el. Și atunci poate observa orice zonă de pe Pământ. Aceia sunt sateliți de observare a Pământului. De obicei, sateliții meteorologici buni sunt cei care sunt cei geostaționari care observă mereu aceea zonă. Pentru că vrei să vezi zona din țara ta. De exemplu, o națiune poate investi bani să lanseze un satelit geostaționar ca să observăm norii din zona României, știi? Sau uh, să-i faci în așa pentru că să se apropie mult de pământ și să se îndepărteze și mai mult și atunci când sunt departe se rotește mai încet, se mișcă mai încet și pot observa o zone de pe, de pe pământ. Ăștia sunt sateliți, rușii au așa ceva de tip Molnia, așa se numesc, și observă foarte bine o zonă anume de pe glob. Dacă e a dușmanului sau a ta, e problema ta. Acum, noțiunea asta de dușman. Îți asta seama, suntem toți niște furnici pe o planetă în mișcare și avem dușmani, știi? Alte furnici. Și mai sunt cei de cei care transmis semnalul radio sau semnale de internet, aia sunt cei apropiați. Lucrez la observatorul astronomic. Și uh... avem și telescoape spațiale, scuze, avem telescoape spațiale, am uitat să spun, chiar mă gândeam, uh, câțiva, ai, Zeci, zeci, de mii de sateliți și vreo cinci sunt de fapt telescoape. Și noi nu vrem neapărat telescoape lângă pământ, pentru că pământul e luminos. Când bate soarele în el, nu mai vezi nimic. Și noi le trimitem în locuri speciale, de exemplu, se numesc punctele la granj, și se numesc, nu contează, se puteau numi oricum, și <coughs> sunt cam pe la vreo 1.500.000 de mii de kilometri de pătaie de pământ, înspre soare sau în partea opusă, și dacă îi trimiți acolo, forța de atracție a soarelui și a pământului se anulează acolo și statitul stă mai mult timp acolo. Nu se duce nici înspre soare, nici înspre pământ și stă liniștit. Oprești motorul, el stă. Și avem câțiva, nu știu, vreo doi parcă între noi și soare și statitul observă soarele. Și dacă de pe soare pleacă ceva, o erupție solară, că le-ai menționat -o mai devreme, materia care pleacă de pe soare, dacă e îndreptată înspre Pământ, o să ajungă înainte la sateliți. Și noi măsurăm și avem o, un delay, știu, o zi, de câteva minute sau zeci de minute până ajunge chestia aia la noi, să vedem cât de densă este. Și mai avem sateliți care sunt telescoape spațiale în partea opusă soarelui, departe de tot, și acolo e mereu soare, mă rog, soare strălucitor, pământul nu te deranjează foarte mult și observi de acolo cerul în avem și așa ceva. aia și cei mai frumoși. Dacă aș avea jobul tău, cred că aș sta toată ziua, da? Cu ochii în telescope, Pur și simplu. Toată noaptea, știi? Toată noaptea, da. Uh, care este cel mai wow lucru pe care l-ai văzut? Uh, Trebuie da. să fie unul. Sau ceva care... Dar eu uh, sunt un simplu om. Te ce contează, da, știți? Sunt care te-a surprins ca fenomen. Că știai că nu știai despre el, că, că a fost conform unor calcule sau nu? Astronomic, da. Astronomic, Astfel, da. Ok, super. Da. Uh, da. Prin telescop. Prin telescop, da. Mă rog, e, poți să-l folosești pentru... Să știi că uh, noi, nu, noi nu prea ne mai uităm prin telescop de vreo sută de ani. Astronomii nu prea se mai uită cu ochiul lor prin telescop, pentru că e nevoie să înregistrezi datele, ca să le prelucrezi, să le arăți și altora sau poate le vor și alții oriunor nu poate să vadă ce ai văzut tu, știi? Și asta cu privitul sunt lucruri interesante. Eu pot să spun ce am văzut eu, dar pot să spun ce ar fi cel mai spectaculos de văzut, care să-ți redea încrederea în știință, știi? Și uite, asta cu încrederea în știință, să o iau așa, o eclipsă totală de soare. Deci dacă vrei să vezi cu adevărat că se întâmplă ceva pe cer, ceva care îți poate schimba viața în rău sau în bine sau nu contează, trebuie să vezi o eclipsă totală de soare, totală. Și două minute atât a și te impresionează. Mai mult trebuie să stai că nu se întâmplă. Să vezi cum luna trece în fața soarelui, se face noapte în jurul tău. În 20 de secunde se face noapte. Nimeni n-a văzut vreodată cum se face noapte în 20 de secunde. Și nu vorbesc de o cameră unde stingi lumina, s-a făcut instantaneu și să vezi pe o rază de sute de kilometri în jurul tău cum se face noapte. Am văzut, pleacă găinile la culcare, am văzut tot. Și să, oamenii pleacă la culcare, știți? știi? Unii, 99 anumiți profesori își băgau, își tineau copiii în clasă să nu-i deranjeze lumina sau în timpul eclipsă, știi? Au pierdut copiii eclipsa. Mai văd una în 2081, norocul lor. Și atunci vei vedea cum totul se, se face noapte, dar nu se face o noapte dar asta normală, se face o noapte anormală, pentru că e noapte în jurul tău, dar la orizont e lumină. Și, te uiți și vezi cum au ajuns în jurul tău, este lumină. Și este extraordinar să vezi cum două minute de la zi normală ajungi la noapte anormală și după aia la zi normală, și după aia te duci acasă. Ce poate fi mai frumos de atât? Orice ai face în ziua aia nu, nu se compară. Și mult timp după. Iar ce am văzut eu, așa mai spectaculos, prin telescop, a fost erupția unei găuri negre. Mă rog, așa e, hmm. e simplu. Uh, era a fost descoperită de altcineva, dar s-a dat alertă că de obicei avem o telegrame astronomice. Este un site care trimite telegrame pe e-mail, știi, mă rog. Sună frumos telegram. Și poți să abonezi email. oricine? Oricine, sau? E gratuit. Și Aha, acolo okay. că sunt chestii descoperite de alții interesante, imediat... Cum tu... se numește, poate lumea vrea să știe. Astronomers Telegram. Okay, .com. ok, Nu știu cum e, dar așa e. Și s-a dat o alertă că uh, o gaură nea, un sistem de la binar, știi, Stea cu gaură neagră a devenit mai strălucitor. Când asta? 2014 sau 2015? Mm -hmm, sau 2016? Okay. Nu mai știu, ceva de genul. Ok, ăsta. relativ și recent. Și pe YouTube-ul meu am pus filmul, că și m-am dus la telescop, am luat imagini și e un simplu punct. Bine, mai sunt și alte puncte. Și punctul ăla devenea, în timp ce luam imagini, mai strălucitor și mai puțin strălucitor. Și varia strălucirea, chiar dacă nouă ni se pare că variază o stea cu puțin, în realitate emite de milioane de ori mai multă lumină ca tu să vezi puținul ăla. Și acolo vedeam de fapt contează și să știi ceea ce vezi. Era materie care ajungea în gaură neagră și înainte să dispară complet, se încălzea foarte tare. Și erau explozii termonucleare. Încerpea hidrogenul acela care era gaz să emită lumină foarte mult, după aceea se stingea, mai venea altă, alt calup de gaz, se aprindea. Și am văzut asta doar prin faptul că o stea se aprindea și se, se stingea în câteva minute. Și era situată la, nu știu, cât mii de ani lumină de părtare. Deci vedeam și ceva ce s-a întâmplat acum mii de ani, dar o vedeam prin telescop. E, 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 spectaculos. Sunt rare chestiile astea, adică le vezi de câteva ori în viață, un punct pe un ecran care face așa, nu pare interesant. Ce presupune, că știu că este o explicație destul de greu de dat, cel puțin pentru mine, uh ce-mi sună și interesant în engleză, dark matter. A, ah, materia întunecată, da. Simplu. A fost descoperită acum vreo 100 de ani, materia întunecată. Aproape acum 100 de ani. Și facem așa. Galaxia noastră este un fel de disc. E ca o farfurie mare. Și stelele se rotesc în jurul nucleului. Dar ele nu stau trase de nucleu, stau de toate stelele dintre ele și nucleu. Adică nu doar nucleul atractiv. Avem o zonă centrală și multe stele care se rotesc în jurul nucleului. Și sunt în galaxia noastră minim 200 de miliarde de asemenea stele. Și noi măsurăm viteza stelelor. Și ne uităm, astea mai apropiate se rotesc mai repede, alea mai îndepărtate mai încet. Asta este legea, așa este fizica. Și la un moment dat, de la o depărtare încolo, o depărtare mai mare decât a Soarelui, Soarele este la vreo 26.000 de ani lumină de, de, centru, de, la o depărtare nu dublă, dar aproape. Stelele se rotesc mai repede decât trebuie. Și se rotesc mai repede decât alea care sunt mai apropiate de nucleul galactic. Și ce se întâmplă? Și de fapt există așa, există materie, masă, care se află în jurul galaxiei noastre, care are o forță de atracție, ce accelerează stelele. Și nu știm decât atât, că există. Și i-am dat numele de materie întunecate. De ce? Pentru că nu emite lumină, e transparentă la lumină, pentru că lumina trece prin ea și nu știm momentan în ce este compusă. Mai avem ceva, când ne uităm îndepărtare la galaxii îndepărtate la miliarde de ani lumină, mai vedem ceva. În jurul lor există imagini deformate ale galaxiilor. De exemplu, dacă am o galaxie Ce mare... Ce înseamnă deformată? Adică nu loc să vezi o galaxie cu o formă normală, o vezi așa, știi, ca și cum ar fi călcat cineva pe ea. Știi, că atunci când te uiți într-o oglindă de aia ah, aioasă, înțeles. știi? Da, da, da. Îți vezi capul... face capul... gras sau slab, da. Da, și care. îți vezi capul semilună. Știi că de obicei nu e așa capul unui om. Și asta înseamnă așa că lumina de la galaxiile îndepărtate, care sunt în spatele galaxiei apropiate, normal, că sunt pe aceeași vizuală, trebuie să treacă pe lângă galaxia asta. Și galaxia asta curbează spațiul și lumina o ia pe curbura spațiului. Nu mai rău. E de -jur, nu. sau... Nu, deformarea traiectoriei luminii. Atâta tot. Eu, în mod normal, nu a trebuit să văd galaxia pentru că e în spatele galaxiei apropiate. Dar o văd pentru că lumina o ocolește, așa, știi? Pentru că spațiul o ocolește. Mă rog, e deformat. Și eu știu ce masă a trebuit să aibă galaxia ca să deformeze spațiul. Și văd că, de fapt, trebuie să aibă o masă mai mare decât ceea ce văd eu dacă număr toate stelele și tot ce văd în galaxia, decât ceea ce se întâmplă. Și atunci înseamnă că e materia întunecată și în jurul altor galaxii. Și asta e materia întunecată. Și culmea este că materia întunecată are o cantitate în univers mai mare decât materia asta noastră. Noi suntem compuși de materie barionică, așa se numește. 4% sau 5% din toată materia din univers. 20 ceva este Materie întunecată și restul e, mă rog, energia întunecată, dacă vrei discutăm și despre aia. Dar materia asta întunecată încă nu știm din ce este compusă. Nu știm, poate să fie compusă din particule subatomice nedescoperite, din găuri negre, de nu știu ce, dar e foarte greu de, de stabilit. Încă nu avem nicio... Știm doar că există. Știm că există și există într-o cantitate de 5-6 ori mai mare decât materia din care suntem compuși noi, din care sunt compuse stelele și planetele. Da, există, da, din, mă, apropo de ceea ce, din ce suntem compuși noi, există și varianta asta artistică, că suntem praf de stele. Da, e o metaforă frumoasă aceea, că suntem praf de stele și praf de mai multe stele, știi, pentru că, na, sunt șanse mișca materia care provine dintr-o stea, să fie în corpul tău, știi, de la aceea stea, poate fie de la mai multe stele, știi? Ai o mână de la o stea și o mână de la altă stea. Nu, aici e vorba de fuziunea nucleară, asta e ce s-a descoperit, poate una dintre cele mai frumoase descoperiri, cum că elementele chimice mai grele sunt tot un hidrogen, dar mai mulți hidrogeni, unul lângă altul. Hidrogenul este cel mai simplu atom și este cel care s-a format la uni când a universul a fost foarte fierbinte S-a mai format puțin heliu și puțin litiu, tot aia, tot un hidrogen, tot niște hidrogeni. Și după aia toate s-au format în interiorul stelelor, pentru că, de fapt, definiția uh, heliului este patru atomi de hidrogeni combinați, de hidrogeni combinați. Și definiția carbonului înseamnă mai mulți hidrogeni, deci totul este hidrogen uh, gătit în interiorul stelelor. Și când steaua explodează, împrospătează Universul. Tocmai de asta noi știm că există trei... Feluri de stele pe lumea asta, trei generații de stele. Primele stele care s-au format în Univers nu au avut elemente chimice grele pentru că nu există decât adică hidrogen. Sunt din hidrogen pur. Din păcate au trăit puțin și au împrospătat Universul când au explodat cu carbon, orice, totul din tabelul lui Mendeleev. Și aia a fost a doua generație de stele care s-a format în ce au lăsat primele. Și a treia generație de stele din care face parte Soale conține cele mai multe elemente chimice grele. Dacă soarele nostru era o stea de generația a întâi, nu mai vorbeam acum. Nu aveam mese la care să stăm. Că masa asta e compusă din carbon, teoretic, uh -huh. Așa. care a fost făcut într-o stea la un moment dat. Bine, nici noi nu mai existam, dar păi masa. Deci noi suntem a treia generație de stele. De asta nu căutăm extraterestrii care s-au care format acum știi, 15 miliarde de ani. Că nu pot exista doar dacă sunt din hidrogen, cam greu. Avem această poveste cu relativ nouă la scară istorică cu mecanica cuantică. Până acum am vorbit despre cam ce știm, ce se vede, ce se poate măsura. La mecanica cuantică lucrurile stau puțin diferit pentru că nu tot ceea ce vedem stă în tocmai. Ba mai mult am înțeles că, ok, urmărim niște particule și ele se mișcă într-un fel. În momentul în care nu le mai urmărim, se mișcă altfel. Ce este de fapt toată povestea asta? Explicată pe, pe, pe înțeles da. oricui. Da, e e complicat. Te referi la fizica cuantică și la mecanica cuantică, și anume când încerci să explici ce se întâmplă cu cele mai mici particule pe care le poți observa. Știi? Asta e, când ajungi acolo, ce se întâmplă. Și legile astea ale fizicii, ale noastre, care funcționează la particule mari, nu mai funcționează exact ca ca în viața normală, ca la mărimi normale. Asta înseamnă nu neapărat noi sau elefanți, ci și atomi. Dacă te duci și mai și mai jos, vei vedea chestii ciudate, că de fapt nimic nu există până când nu observi. Știi? Sau poți observa cum uh, cele mai mici particule pot fi în mai multe locuri deodată. Și când le observi, apar acolo unde le observi tu. Mai există ceva care e cel mai spectaculos despre asta, aș prefera să vorbesc acum, și anume vidul cuantic. Știi? Că de fapt... Uh, din vid, în vid, dacă observa vidul, ai vedea că apar. Apar particule. Apar din, din nimic. Apar și dispar, apar și dispar, trăiesc foarte puțin, de pentru că ai nicio, nicio bucată de nimic, nu e nimic, de fapt. Apar pur și simplu particule de nimic. Și asta poate explica chiar formarea Universului. Cum de-a apărut Universul, din ce a apărut, din ce s-a format. Da, noi observăm că din nimic pot apărea particule cu durată mică de viață, într-adevăr. E, e destul de complicat domnule. A trebuit să stăm mai mult și să ne pregătim mai bine. E o lume diferită de lumea asta macroscopică. E o lume care funcționează pe alte legi, pe care încă le descoperim că nu avem totul stabilit. Uh, există scrie și în cartea sau hai să zic, pe vremea mea scria și în cartea de filozofie din clasa a noua, în manualul de filozofie, că toate lucrurile astea exact așa cum le vedem noi, au în spate acel motor al motoarelor. Tu, cum vezi treaba asta? După ce stai și și privești în telescoape, după ce calculezi, după ce vezi cum se întâmplă lucrurile, cum se mișcă, cum se mai formează o lună în, pe lângă Saturn? Da, mie mi s-a întâmplat să observ câțiva asteroi și să determin ceva, cum se rotesc și alte chestii și să compar rezultatele mele cu ale altora de care nu știam și s-a întâmplat să observ câțiva asteroizi pe care nu i-a mai observat nimeni și a observat altcineva după ce am făcut observație sau în același timp și a publicat după și am văzut că ne-a dat la fel, știi? Adică ne-a dat același lucru. Fie mie cum le-a dat altora, fie altora cum i-a dat mie, observații făcute în momente diferite, din locuri diferite, cu instrumente diferite, știi? Dar ne-a dat la fel. Rota, perioada de rotație, aceeași mărime, aceeași. Foarte, foarte interesant. Ceva se potrivește în lumea asta și dacă stăm să vedem de ce se rotește un asteroid cu viteza aia, păi ne uităm la mărimea lui, la modul în care e constituit și putem să scoatem niște formule pe bază dacă putem explica rezultate. Adică niște constante. Da, niște formule în care, care, în care dacă bagi niște valori, valorile pe care le observi tu, îți dă rezultatul pe care l-ai obținut tu. Deci ceva funcționează. Deci noi Acum să te gândești ce e în spatele unei formule și de ce o formulă funcționează, asta e prea mult pentru mine, nu m-a atras niciodată acest lucru, dar funcționează. Când te duci, intri în lift și apeși pe 2, de obicei ajungi la 2, mă rog, nu știu cum e, dar de ce, de ce mai altor, ajungi arba? la 2? Dar mm -hmm. de ce ajungi la 2? Pentru că există câteva legi ale fizicii. Se folosește acolo electromagnetică, se folosește... Da? Algorit. Se folosesc lucruri care funcționează. Asta e cel mai frumos, că putem să descriem natura în felul acesta. În rest, nu mă interesează motorul motoarelor, nu. E prea incert totul. Orice a zice eu nu funcționează la altcineva. Dar dacă îi spui legea forței, legea atracției universale, funcționează oriunde. Te duci. Mă feresc de discuțiile astea că nu, nu știu ce să spun. Nu am înțeles. Adică, e momentul ăla în care ai putea spune, bă, cu cât aflu mai multe, cu atât văd cât, cât de puțin cunosc, de fapt. Păi asta e, cu cât afli mai multe, cu atât știi mai puține, bineînțeles, pentru că orice descoperire naște alte întrebări și întotdeauna va fi ceva. Tocmai de asta știința și chiar și asta, astronomia, astrofizica, se ramifică și sunt specialiști care vorbesc mai despre suprafețele asteroidelor. Există specialiști care. Discută numai despre din ce e compus la suprafață un asteroid la câțiva milimetri. Asta se poate observa. Specialiștii aceștia sunt diferiți de ea care spun în ce e constituit în interior un asteroid, pentru că sunt legi diferite, sunt fenomene diferite și se ramifică totul încât, știi, pot vorbi un an despre primii 5 milimetri de praf de regolit pe un asteroid, dar nu pot vorbi despre o stea. Nu că nu știu sau nu ar putea ști, dar s-au specializat. Cu cât descoperim mai cu atât se, se nasc domenii diferite. E corectă? Sau cât, cât mai stăm picioare, cel puțin de, de, din prisma ta pe darvinismul? o Da, da, ok. Cum ar fi că că Păi, cât mai stăm, știm, ok, ai, ai, ai această evoluție și sunt niște chestii care lipsesc din ea. Pur și simplu nu cred că avem un, un pește cu un picior în plus care a ieșit pe, pe mal. În teoria asta evoluții lipsesc pur și simplu niște treburi. Singurul animal pe care îl poți împerechea cu un alt animal, da, este calul cu măgarul din, din care îți dă catură, care caterul nu, nu poate da viață. Da. E, Bine. Tu mă întrebi acum ceva ce nu are legătură cu astronomia, are legătură cu știința, în general, da? Iar teoria evoluției funcționează. Adică tu ai spus că nu există pește cu picior. Uh -huh. Dar există amfibienii. Care sunt, mă rog, de ouă, nu? Deci sunt un fel de pești sau păsări sau. Păraștele țăstoase. Da, da. O combinație, uh -huh. da? Uh -huh. Vezi aici un organism care funcționează și în aer și în apă, știi? Există așa ceva. Da? Deci există legături. Da? Și hai să ne gândim așa, de ce avem noi cap? Știi de ce ai cap? Adică de ce au oamenii cap? De ce au craniu oamenii? Dar nu doar oamenii, toate animalele au craniu. De ce oare au craniu? Și aici putem ajunge și la viața extraterestră, cum ar trebui să arate un extraterestru, dacă ai vedea. Păi craniu, practic, e o cutie pentru creier, știi? Cum funcționează creierul, nu intrăm în detalii, că nu, nu le cunoaște nimeni în totalitate. Dar creierul e cel care ia informații de la toate sondele care sunt în corp, nu? de la toți nervii, de la tot. Da? Și creierul trebuie protejat. Nu? Adică nu poți să ai creierul să-ți atârne așa în afara corpului, să ai așa o, o bubă mare care e creierul, pentru că nu ar funcționa. Un om care avea creierul pe afară, știi, s-ar așeza pe scaun și și-ar distruge creierul și-ar muri. Deci nu ar trăi să facă copii cu creierul pe afară, că nu funcționează treaba asta. Trebuie protejat. De ce e capul sus? Știi? De ce nu avem capul la mijloc? Sau de ce nu avem capul la genunchi? Păi capul, de obicei, creierul, de fapt, trebuie să aibă acces la ce e în afară. Nu? Pentru că, de exemplu, dacă ai un om care se naște cu ochi și unul fără ochi, sunt șanse mai mari că la ochi să funcționeze mai mult timp. Și asta se observă, și... acomodarea la mediu, spui tu, asta se observă da, cred da, că cea mai Evoluția, asta e evoluția. Mm -hmm. Un extraterestru a trebuit să aibă ochi, a trebuit să aibă urechi. asta nu sunt neapărat necesare, dar de obicei e bine să ai urechi. Ochii trebuie să fie lângă creier, pentru că dacă ai ochii în palmă și creierul e departe, păi semnalul se transmite mai încet. Unul care are ochii lângă creier o să vadă mai repede decât tine, care ai ochii în deget, de pentru care îți dă cu băta în cap, știi? că te vede mai repede urechile și ele sunt lângă creier, toți, toți senzorii ăștia importanți sunt lângă creier. Creierul trebuie protejat. Asta e evoluția, de fapt. Hai să o luăm așa, știi? O discutăm ca la... În povestea cineva în viață. despre lilieci, ca aici, spre exemplu, aici, în Bărăgan. În Bărăganul nostru există vreo 27 de specii de lilieci și marea diferență dintre ei, dintre cele 27, este de cele mai multe ori mărimea în funcție de, de locul în care sunt. Pentru că dacă sunt la sate sau vânează pe câmp, au, au aripile mult mai mari. Dacă sunt la oraș, au aripile mult mai mici pentru că trebuie să se strecoare prin tot soiul de blocuri și așa mai departe și n-au nevoie pur și simplu de foarte mare Bine, extint. orașele sunt noi în viața unui liliac bănuiesc, adică s-au adaptat ei așa de repede, orașele sunt... eu eu, de mai știu, eu mai știu, eu mai știu că sunt... sunt... Mă rog. Am avut un prieten care a avut un liliac în aer condiționat, ani de zile. Da. da. acolo era casa lui. Nu, da, da. ne explicăm cum funcționează un și cum ajungi să trăiești mai mult timp, să faci copii și ei să fie și nu știu și ajungi la evoluție ajungi la evoluție. Dacă ni se strică acum atmosfera, probabil că în sute mii de ani o să începem să respirăm diferit, știi? Se poate treaba asta, dar durează foarte mult. Eu știu, eu sunt sigur că teoria evoluției este... funcționează. Uite, sunt aici viu ca să spun că funcționează evoluția, că dacă strămoșii mei aveau ochii la spate, știi, sau cine știe, nu, nu se descurcau. Oricum n-ai nevoie de mai mult de doi ochi. N-ai nevoie. Da, era, era doar o întrebare pe, pentru că sunt, știind că nu știm foarte multe lucruri, sunt chestii pe care a, o să le aflăm noi într-o zi. Dar nu poți să anulezi o știință care conține multe dovezi, în faptul că îți lipsesc două, trei dovezi sau multe alte dovezi. Da? Deja funcționează. Dacă funcționează, observăm știri, musculița de oțet. De ce se folosește musculița de oțet? Trăiește puțin și observi multe generații. Într-un an de zile observi milioane de generații și poți să observi dacă introduci o modificare în Trece 24 genetic, de ore sau... nu? Nu știu cât trăiește și introduci o modificare într-o generație, vei vedea cum se propagă modificarea și cum se modifică modificarea peste un an, când au trecut milioane de generații sau câte, depinde cât trăiește. Știi? Și de asta observăm treaba asta, se face, nu e... A fost povești. un experiment cu, cu, două comunități de mai muțe, Puse pe două continente diferite și pe unele dintre ele, da, erau ținute în captivitate, le-au învățat să spele banana înainte să -o, o mănânce, să spele cu coajă cu tot. Uh, N-a durat o lună ca pe celălalt continent unde erau observate celelalte maimuțe pe care nu fusese învățată să, să pur și simplu să spele banana banana. observ, cred, mă rog, sau puteam să observăm când aveam în București câini vagabonzi, da? Ei știau foarte bine că la semafor trebuia să treacă cu lumea. Era, mi s-a părut pur și simplu evoluția speciei. S-au și ei și au văzut unde sunt mai puține accidente și traversează pe acolo. Nu, traversau cu oamenii. Stăteau și așteptau pur și simplu la semafor. asta nu e evoluție, asta este învățare, pur și simplu. Adică înveți lucrurile, nu nu ți, apar, nu ți apar ca o modificare în codul genetic, știi? Și le înveți. Mi-a Așa mi s-a părut, că ar putea fi o modificare în codul genetic de acomodare, adică dacă tu ai făcut treaba asta în București, un câine în Constanța va putea să traverseze la fel. Păi nu. Dacă adică câinele... cumva informația asta se transmite. Păi nu. Dacă câinele care a învățat asta se împerechează cu un câine din Constanța și duci puiul din Constanța și-l lași acolo și știe să traverseze pe la pietoni, atunci da, e ceva în codul genetic, dar dacă nu, nu e. E o învățare locală, atâta tot. Deci asta înseamnă genetic să trans... La adică, strămoși, știi? Să ajungă la, la urmași, scuze, nu la strămoși. Să ajungă la urmași. Genul ăsta de informație nu se transmite cumva și altfel decât așa? Păi, dacă părinții tăi știu să citească, tu când te naști, nu știi să citești, nu? Nu, da, corect, corect. Nu poți să știi ceva ce știu părinții tăi fără să înveți. Păi, asta aici căutam eu de fapt explicația. Cum Dumnezeu mai mulțele alea au învățat să-și pele singure? Nu știu. Trebuie să te uiți să vezi exact ce fel de studii s-au făcut și cum. Poate erau mai multe care aveau un telescop, s-au uitat pe un telescop înspre mai multe ceva, știi, și au învățat. Nu, ai o învățare locală pe care nu o poți transmite decât prin învățare, prin. Trebuie să-ți înveți puiul. A, aici teoria era, astea le-am învățat, celelalte au învățat singure pentru că s-a transmis cumva genetic informația asta la nivel, exact. la, la, distanță de o lună. Dacă pe insule diferite și n-au avut legătură, nu se poate transmite nimic. La asta a făcut și Darwin, s-a dus în Galapagos și s-a uitat că, nu știu, fluturii de pe o insulă erau diferiți de fluturii de pe altă insulă sau nu știu la ce s-a uitat, știi, și erau, nu s-au transmis anumite chestii. Deci dacă câinele tău face pui și pui știu să treacă pe la trecerea de pietoni, dar vezi că nici puii de oameni nu știu să meargă pe la pietoni, știi, cu toate că sunt învățați atunci, am s-a transmis. Dar altfel, nu. A fost învățat local. Suntem în noiembrie acum. Ce, ce urmează să mai vedem? Până, hai să zicem până la sfârșitul anului pe cer. Fantastic. Și când putem să vedem? bine? Fantastic. Bineînțele. Wow. Da. Deci dacă nu e fantastic, nu. Da, nu, nu știu. Să aliniază două planete. Că mai afli. Poți să vezi Jupiter cu Luna, care s-au aliniat, nu știu cum. Și uh -huh. acum sunt cele mai vizibile, să zicem. Că bănuiesc că asta înseamnă fantastic. Când sunt momentele alea mai vizibile ale Pent, unor astre. Pentru un om care nu cunoaște cerul, atunci când. Pentru un om care vine la observator astronomic. A, care să, vine la noi uh -huh. la observator, nu în general așa. Păi, cel mai frumos, dar nu foarte spectaculos, dar important și interesant fenomen o să fie pe 11 noiembrie, tranzitul planetei Mercur prin fața Soarelui. Mercur e o planetă care este între noi și Soare și uneori. Să uh -huh, pe fața Săptămâna soare. viitoare, da? Nu pe 11 case, nu? noiembrie. Uh -huh. Și următorul asemenea fenomen o să fie în 2032. Adică o să fie o mică pauză. După ce vin un peric de două tranzite la câțiva ani, și după aia o pauză de vreo 20 de ani între ele sau ceva de genul ăsta. Și noi o să avem deschis în ziua aia, de la ora 14. Și ne vom uita la soare prin lunetele noastre solare și vom vedea cum un punctulez mititel trece așa peste soare. Soarele o să apună cu mercur pe el pentru noi, pentru România, dar putem vedea jumătate din tranzit în felul acesta. Nu se vede cu ochiul liber. Cu ochiul liber nu poți să-l vezi că mercur e prea mic pentru a fi detectat, dar se vede prin telescop. ăsta, este extraordinar. Și ar mai fi ceva ce se vede cu ochiul liber și nu ziua sau la soare. Oricum, sunt nevoiți să spun, nu vă uitați la soare cu ochiul, știți că orbiți. Gata, am spus. Nu băga mm -hmm. de degetele în priză, da? la fel. Pe, nu știu, la sfârșitul lunii, cam pe 20, între 26 și 28, nu știu exact, dar până zilele alea, seara, o să fie luna, secera lunii, foarte subțire, între două planete. La stânga va fi Venus și la dreapta va fi Jupiter. Și astea sunt două planete foarte strălucitoare luna este și ea frumoasă și totul o să se vadă până la ora 17.20. Se poate vedea din tramvai. Deci dacă ai tramvaiul și treceți pe dreapta și te uiți înspre vest, poți să vezi treaba asta sau înspre stânga. Deci înspre vest, după ce apune soale te uiți în direcția respectivă, la 5 și o să vezi luna încadrată de două planete. Foarte frumos! Și, bineînțeles, dacă tot ai văzut, uite-te și a doua zi, nu mai știu, 20, între 25 și 28, și o să vezi cum luna s-a mișcat. Un fenomen astronomic extraordinar. Să vezi cum se mișcă luna pe cer. Stelele au rămas în același loc, dar luna se mișcă spre stânga. Și poți să vezi și lucrul acesta. La observator sunt trei telescoape, nu? Sau ultima oară când am fost eu erau trei, erau De două multe. la fel și unul diferit. Dacă vrei să ne lăudăm, spun că sunt 10 telescoape, dar nu le folosim pe toate. Depinde cum vrei. Nu e nevoie de foarte multe telescoape. Mm. Unul care să-ți arate o parte mare de cer, adică putere de mărire mică și focală scurtă, lungime mică și altul de putere mare, de ajuns să ai două telescoape. Sunt mai multe. La telescop contează foarte mult diametrul. Asta e. Cu cât diametrul e mai mare, cu atât vezi mai bine prin el. Dar mai contează și unde este obiectul. Pentru că dacă obiectul este la orizont... Cum o să fie luna cu planetele, o să se vadă imaginea tulburi, așa neclar, trebuie să fie și sus pe cer. Avem telescoape, ne uităm când e senin. Foarte important, am observat că în ultimul timp, în ultimii ani, oamenii nu-și mai dau seama nu când e senin, ci când e noapte și zi. Pentru că avem foarte mulți oameni care vin ziua și se miră că nu pot vedea nimic în telescop. Foarte mulți. E ciudat. Nu știu de ce. Fie a crescut, vă rog, au crescut cerințele lor. Că acum trebuie să se modifice totul după cum dorim noi. Pii da, și... așa, dacă am o aplicație pe telefon care îmi indică ea cam pe unde ar fi lucrurile, ar trebui, mă fire, să faci și cu un telescop. Cred da, dar nu ziua un a stele, știi, și avem destul de multe discuții cu oameni care vin la ora 16 și se miră cum se vede nimic cu un telescop. Pa, se întâmplă, poate e ceva local, nu știu ce să zic, dar să fie senin și noapte. Și acum vine iarna, se întunecă repede, se face noapte repede și noi funcționăm mai mult timp funcționăm mai mult timp, de la ora 6 încolo avem cei 3, 4, 5 ore de observații cu publicul. Numai să, fie, să nu fie nori pe cer, bănuiesc. Dacă sunt nori, avem o expoziție frumoasă, din panouri, așa, niște plastice colorate așa, în săli, foarte frumoasă, colorată, cu informații astro astronomice. Mai vine lume să înghesuie lumea la observator? Chiar se înghesuie, este un termen foarte bun, se înghesuie oamenii la observator. Avem foarte mulți oameni. Acum, na, nu ne comparăm cu molul sâmbătă, știi, care ar avea mai mulți oameni într-un minut decât avem noi într-un an, dar noi nu avem decât două camere și terasa, cu toate că e clădirea mai mare, pare mai mare, și avem, nu știu, sute de oameni pe seară. Când e senin, joi vine și sâmbătă. Noi avem un avantaj asupra altor muzee, față de alte muzee. Noi funcționăm când oamenii sunt liberi. De obicei, dacă te duci la un muzeu, nu poți să te duci în timpul săptămânii, că se închide la 17 sau la 16. E deschis când ești tu la serviciu. Nu te poți duce decât sâmbătă și duminica. noi avem joi, vine și sâmbătă deschis până la 10 noapte. Și deschidem de la ora 2. Nu vine nimeni la 2, dar vin grupuri uneori. Păi, da, prin lumină nu, nu poți să vezi mare lucru. E interesant no că rog, se Și avem seara, avem program, deci de la ora 7 seara, oamenii sunt liberi chiar și în timpul săptămânii și vin foarte mulți. Vinerea vin foarte mulți. Și sâmbătă, bineînțeles, dar e deschis noapte. Adică bănuiesc că e nevoie să fie să fie deschis când poți să vezi ceva pe cer. Că știu că am pățit așa de pildă la Peleș, da? era o expoziție cu tablourile pe care Klimt le-a făcut pentru Peleș, dar era expoziția de luni până vineri de la 9 dimineața la 5 după amiaza. și am ajuns în weekend și mi s-a spus, pe închis, de ce veniți în weekend? Păi, na. Așa, sine, e o da. problemă. Se mai... Bine, observatoarea asta, ce trebuie să fie deschise noaptea? Oricum, noi am făcut și teste. Nu putem, nu merită să deschidem toată noaptea. Mulți oameni întreabă, de ce nu e deschis toată noaptea? După ora 9 nu mai vine nimeni, nici măcar sâmbătă. Uh -huh. Nu, oamenii stau în casă, stau în altă parte, dar nu pot, nu vine nimeni la 3 dimineața dornic să vadă ceva și oricum e greu să funcționezi toată noaptea. Te vreo în căsătorie, ceva? Sau? Am avut cerere în căsătorie, dar făcute ca omul normal la ora 19. Nu poți acum să alegi. Dar cine face cerere în căsătorie la 3 dimineața, știi? când simți că e mercur retrograd și atunci ce a trecut. Știi cum e când da. te duci la mare la noi și ce e romantic e să stai la 5 dimineața cu ochii cât cepele obosiți să vezi răsăritul. E super greu, adică nu avem noi un apus de soare să vedem nu e așa romantic să faci cere în costurile la 5 dimineața. Cred că, da, la mare încă mai sunt locuri în care nu e suficientă lumină, poți să vezi destul de bine cerul. Adică, cred că la mare în România l-am observat cel mai bine. Cel mai bine este prin Moldova, prin munții Apuseni, unde nu sunt așa multe orașe mari. E întuneric. Chiar am fost recent la Piatra Neamț. Piatra, da, Piatra Neamț. Se vedea că la din oraș. Deci nu aveam nicio problemă. E un oraș măricel, Piatra Neamț, și se vedea cerul bine. Încă nu erau multe lumini. Și culmea e că nu trebuie să te duci. Uite, noi acum suntem în București, știi? Și nu trebuie să te duci departe ca să vezi un cer bun. Lângă București există o zonă cu cer foarte bun. Mulți oameni, mulți astronomi amatori din orașul nostru se duc la Comana. E ușor de ajuns, dar există o zonă cu cer mai bun la Nana. Unde este asta? Te duci înspre Fundulea, pe autostradă, oprești la fundulea, ieși de pe autostradă și nu o să te duci înspre oraș, înspre fundulea, o iei în partea opusă, adică înspre sudul țării, unde e Nana, acolo e o pădure, mă rog, câmpuri, sunt câmpuri și este și o pădure, și este întuneric până la Dunăre. De pe autostrada Soarelui, de la fundulea, până la Dunăre, întuneric. Și dacă mergi așa vreo 10-20 de kilometri prin câmpul ăla pe acolo, ești ca la munte. Ce presupune exact un cer mai bun? Pentru că hai să zicem că am, am întuneric peste tot și nu am niciun nor pe cer. Practic, în mod normal ar trebui să văd de oriunde la fel de bine. Pe de o parte, pe de altă parte știu că NASA a încercat să pună un satelit în, în Haiti. Și nu a reușit pentru că acolo li s-a părut lor că este un, un punct în care aveau ceea ce corect ai spus un cer foarte bun. Nu s-a putut pentru că sunt niște probleme în țara aia și au, au început că li sunt insultate religia și așa mai departe. De fapt, voiau mai mulți bani pe care NASA n a vrut să-i deasă. Da, e destul de simplu. Poți să să-ți dai seama dacă cerul este foarte bun pentru observație. Acum am spus ce înseamnă bun. Dacă noaptea, când sunt nori și te uiți pe cer, vezi întuneric, adică nu vezi. De obicei, dacă ai lumini, luminile se duc în sus și norii devin albi, devin galbeni, au culoare, au strălucire, reflectă lumina orașului. Ori dacă n-ai nimic, te uiți și doar nu vezi stele pe cer, când e înnorat. Dacă e luăm când e senin, trebuie să vezi calea lactee foarte bine, dar iarna nu prea se vede bine. Dacă vezi bine calea lactee iarna, cerul este extraordinar. Dacă, de exemplu, te uiți vara și vezi Calea Lactee, cum ai văzut-o și tu din Madagascar, trebuie să vezi detalii în Calea Lactee. În norul ăla trebuie să vezi nori întunecați, trebuie să vezi zone mai strălucitoare. Și asta înseamnă un cer foarte bun. Practic, pe un cer ca ăla, poți să vezi cam ca vreo 8 mii de stele cu ochiul liber. Nu e cazul să le numărăm, știi? Dar noi, noi astronomii, avem... În supoziție, da. Da, noi da, avem niște zone de cer niște triunghiuri așa cum, făcute din stele sălușitoare și numărăm câte stele sunt în triunghiul ăla și după aia ne ducem imediat la, pe lista noastră și vedem cât de bun e cerul, în funcție de cât de multe stele vezi. Se poate face și asta. Dar dacă nu vezi norii noaptea, e un cer foarte bun. E un cer fără poluare luminoasă. Mai contează acum că după ce te uiți pe cer, ochiul se începe să se acomodeze cu întunericul, așa cum noaptea vezi postele din cameră după ce te bagi în pași și ai insomnie. Se acomodeze, se mărește pupila și uh, dacă te uiți la telefon după aia, ți s-a stricat adaptarea și iar pare ce pro și trebuie trebuie să aștepți jumătate de oră. E vorba și de o disciplină. Ultima întrebare. Dacă ar fi să, um... A, e, e o chestie așa, ne facem doar un, un, un soi de mind game. Dacă ar fi să găsești un, un, un echivalent a, al a, frumuseții cerului când te uiți la el, spectaculozității lui, a, făcut pe pământ, cu, care să rezonez foarte tare, care ar fi, uite, spre exemplu, mie mi-ar plăcea să vin la observator și să stau cu căștile în urechi și să ascult, cred, David Bowie, ar fi cel mai bun lucru pe care l-aș putea face. Să știi că eu nu pot găsi, nu pot găsi ceva similar pe pământ. Și știi de ce? Nu pentru că am eu probleme, știi? Și din alt motiv, atunci când te uiți pe cer, noi nu vedem ceva. Când te uiți și vezi un munte, vezi un munte. Vezi așa, niște piatră ieșită din pământ în sus. Când te uiți pe cer, e ca și cum te uiți așa pe geam și te uiți în depărtare. Știi, nu vezi ceva anume, vezi așa întuneric. Întunericul ăla în spațiu înseamnă spațiu cosmic, fără nimic, gol. Și mai vezi punctele alea luminoase, care înseamnă sori. E obiecte care emit lumină. Și le vezi în funcție de strălucire, dacă e mai puțin strălucitoare, teoretic sunt mai îndepărtate. Și știi, știi că sunt mai îndepărtate puțin. Dacă e mai strălucitoare, poate sunt mai apropiate. Și știi, știi te uiți, îndepărtare. Când vezi și calea lactee, știi că acolo sunt miliarde de stele pe fundal. Cumva schimbă perspectiva și parcă ai nevoie în momentul la să fie. nimic de pământ asemănător. De exemplu, să te duci sus pe munte și să te uiți îndepărtare, să vezi diferiți munți. Să vezi că unul e mai mic, adică e mai îndepărtat. Între ei e gaz, știi e atmosfera și, mă rog, din păcate nu se compară nimic. Cine se apucă de astronomie serios, nu o să mai găsească nimic frumos pe Pământ. Nu că n-ar fi frumos, dar nu se compară nimic cu Universul. În Madagascar mi s-a întâmplat, în momentul în care priveam impecabil Calea Lactee deasupra, mă plimbam noaptea, noaptea aveam, aveam refluxul și aveam cumva pe distanță de un kilometru apa până la glezne și era plin în apă de tot soiul de alge. E un anumit tip de alge care, primându-se piciorul prin ele, pur și simplu agitându-le, fac niște lumini calicurici și se găsește aici în delta și undeva și în anumite zone ale Mării Negre. Și era jur, era realmente un spectacol pentru că te uitai în sus, vedeai impecabil la lactee, te uitai în jos, unde aveai apă până la glezne și erau acele, acele luminițe. Și cumva mi s-a părut neapărat echivalentul, dar parcă era o frumoasă oglindire așa, dar tot... A, un, cumva mi-a schimbat perspectiva despre viața. Zic, bă, uite în ce loc frumos sunt până la urmă și ce e aici. E cam, cam, greu să găsești asemenea frumusețe pe un trotuar plin de mașini parcate și alte chestii. E greu. De asta te să fi și într-un loc frumos ca să poți să faci asocieri. E greu din București să faci asocieri între univers și ce vezi. Asta e o problemă. E greu să ții ochii din telescop să te duci la mega, să Ok? Normal. Mulțumesc mult de prezență. Plăcere. Îmi place să cred că ne mai vedem și mai vorbim viitor. Chiamă-mă și vin. Ok. O să găsim o grămadă de teme pe care vreau să le dezvoltăm exclusiv. Mulțumesc mult. La